Moara cu noroc de Ioan Slavici Omul să fie mulțumit cu sărăcia sa, căci dacă e vorba, nu bogăția, ci liniștea colibei tale te face fericit. Dar voi să faceți după cum vă trage inima și Dumnezeu să vă ajute și să vă acopere cu aripa bunătăților sale. Eu sunt acum bătrână și fiind fiindcă am avut și am atât de multe bucurii în viață, nu înțeleg nemulțumirile celor tineri, și mă tem ca nu cumva, căutând acum la bătrânețe un noroc nou, să pierd pe acela de care am avut parte până în ziua de astăzi, și să dau la sfârșitul vieții mele de amărăciunea pe care nu o cunosc decât din frică. Voi știți, voi faceți. De mine să nu ascultați. Mi-e greu să-mi părăsesc o liba în care mi-am petrecut viața și mi-am crescut copiii și mă cuprinde un fel de spaimă când mă gândesc să rămân singură în trânsa. De aceea, poate că mai ales de aceea, Ana îmi părea prea tânără, prea așezată, oarecum prea blândă la fire și îmi vine să râd când mi-o închipuiesc cârciumăriță. Vorbă scurtă, răspunse ghiță, să rămânem aici, să cârpesc și mai departe cismele oamenilor care umblă toată săptămâna în opinciori de sculți, iar dacă duminica e noroi, își duc cismele în mână la biserică și să ne punem pe prispa casei la soare, privind eu la Ana, Ana la mine, amândoi la copilaș, iar dumneata la tustrei. Ia ca liniștea colibei. Nu zic, grăi soacră așezată, eu zic numai ce zic eu. Vă spun numai așa gândurile mele, iar voi faceți după gândul vostru. Și știți prea bine că dacă voi vă duceți la moară, nici vorbă nu poate fi ca eu să rămân aici, ori să mă duc în altă parte. Dacă vă hotărâți să mergeți, mă duc și eu cu voi și mă duc cu toată inima, cu tot sufletul. Și cu toată dragostea mamei care încearcă norocul copilului ieșit în lume dar nu cereți ca eu să hotărăsc pentru voi. Atunci să nu mai pierdem vorba degeaba. Mă duc să vorbesc cu arendașul și de la Sfântul Gheorghe, cârciuma de la mora cu norochia noastră. În ceas bun să fie, a zis bătrâna, și gând bun să ne dea Dumnezeu în tot ceasul. De la Ineu, drumul de țară o ia printre păduri și peste țarini, lăsând la dreapta și la stânga satele așezate prin colțurile văilor. Timp de un ceas și jumătate, drumul e bun. Vine apoi un pripor pe care îl urci și după ce ai coborât iar la vale, trebuie să faci popas, să adap calul, orvita din jur și să le mai lași timp de răsuflare, fiindcă drumul a fost cam greu iar mai departe locurile sunt rele. Aici, în vale, e moara cu noroc. Ori din care parte ar veni drumețul, se bucură când o sărește din culmea dealului Pleșuv, căci venind dinspre locurile rele, ea îl vestește că a scăpat norocos, iar mergând spre ele la moară, poate să găsească ori să aștepte alți drumeți ca să nu plece singur mai departe. Și fiindcă aici se opresc toți drumeții, Încetul cu încetul s-a făcut bătătură înaintea morii și cum pe nesimțite, moara a încetat a mai măcina și s-a prefăcut în cârciumă și în loc de adăpost pentru tot rumețul obosit și mai ales pentru acela pe care noaptea la pucă pe drum. În cele din urmă, arendașul a zidit cârciumă la un loc mai potrivit, departe de câteva sute de pași de la Răuleți, iar moara a rămas părăsită cu lobețile rupte și cu acoperământul ciurui de vremurile ce trecuseră peste dânsul. Cinci cruci stau înaintea morii. Două de piatră și trei cioplite din lemn de stejar, împodobite și vopsite cu icoane sfinte. Toate acestea sunt semne care îl vestesc pe drumeți, că aici locul e binecuvântat, deoarece acolo unde vezi o cruce de acestea, a aflat un om o bucurie, ori a scăpat altul de o primejdie. Dar binecuvântat era locul acesta, mai ales de când venise răcărciumarul cel nou, cu nevasta lui tânără și cu soacră sa cea bătrână, căci ei nu îl primeau pe drumeți ca pe un străin venit din lume, ci ca pe un prieten așteptat de multă vreme la casa lor. Abia trecuseră da câteva luni după Sfântul Gheorghe și drumeții mai umblați, nu mai ziceau că o să facă pupas la moara cu noroc, ci că se vor opri la ghiță și toată lumea știa cine e ghiță și unde e ghiță. Iar acolo în vale, între pripor și locurile cele rele, nu mai era moara cu noroc, ci cârciuma lui ghiță. Iar pentru ghiță, cârciuma era cu noroc. Patru zile pe săptămână, de marți seara până sâmbătă, era mereu plină și toți se opreau, la cârciuma lui Ghiță și toți luau câte ceva și toți plăteau cinstit. Sâmbăta de cu seara locul se deșerta și Ghița ajungând să mai răsufle, se punea cu Ana și cu bătrâna să numere banii. Și atunci el privea la Ana, Ana privea la el, amândoi priveau la cei doi copilași, căci doi erau acum, iar bătrâna privea la câtești patru și se simțea întinerită, căci avea un ginere harnic, o fată norocoasă, doi nepoți sprinteni, iar răsporul era dat de la Dumnezeu dintr-un câștig făcut cu bine. Duminică dimineața, Ghiță punea calul la teleagă și bătrâna se ducea la biserică, fiindcă bătrânul fie iertat, fusese cojocar și cântăreț de strană. Și așa, mergând la biserică, ea se ducea parcă să-l vadă pe el. Când bătrâna pleca la biserică, toate trebuiau să fie puse bine la cale, căci ce altfel ea odată cu capul nu ar fi plecat. Încă sâmbătă după amiezi, sluga trebuia să rânească grajdul curtea și locul de dinaintea cărciumei, în vreme ce bătrâna și Ana găteau cărciuma pentru ziua de duminică. Duminică în zori, bătrâna primenea copiii, se gătea de sărbătoare, mai dădea o raită prin prejur ca să vadă dacă în adevăr toate sunt bune, apoi se urca în teleagă. Ana și Ghiță îi sărutau mâna, ea mai săruta odată copila și apoi zicea, grând bun să ne dea Dumnezeu, își făcea cruce și dădea semn de plecare. Dacă ea pleca totdeauna cu inima grea, căci trebuia să plece singură și să-i lase pe și singuri la pustietatea aceea de cârciumă. Dacă aruncai privirea în prejur, la dreapta și la stânga, vedeai drumul de țară și spre culme, iar la vale de-a lungul râulețului, cât străbate ochiul până la câmpia nesfârșită, afară de câțiva arhin ce stăteau grămadă, din jos de podul de piatră, nu săreai decât iarbă și mărăcini. La deal, valea se strântează din ce în ce mai mult, iar apoi vederele sunt multe și deosebite. De-a lungul râulețului se întind două șiruri de sălci și de răchite, care se îndeasă mereu până ce se pierd în crângul din fundul văii pe culmea dealului de la stânga dinspre Ineu. Se ivește pe aici, pe colo, marginea unei păduri de stejar, iar pe dealul de la dreapta stau răzlețite, rămășițile încă nestârpite, ale unei alte păduri, cioate rădăcini ieșite din pământ și tocmai sus la culme, un trunchi înalt pe jumătate ars, cu crângile uscate, loc de popas pentru corbii ce se lasă croncănind de la deal spre câmpie. Fundul văii în sfârșit se întunecă și din dosul crângului depărtat iese turnul suguiat al bisericii din fundurei. Învelit cu tinichea, dar pierdut oarecum în umbra dealurilor, acoperite cu păduri posomorâte, ce se ridică și se grămădesc unul peste altul până la muntele Bihorului, de pe ale cărui controinite se răscând grațele soarelui de dimineață. Rămânând singur cu Ana și cu copiii, Ghiță privește în jurul său, se bucure de frumusețea locului și inima îi râde când Ana cea înțeleaptă și așezată deodată își pierde cumpătul și se aruncă răsfățata asupra lui căci Ana era tânără și frumoasă. Ana era fragedă și subțirică. Ana era sprintenă și mlădioasă, iar el însuși, înalt și spătos, o purta ca pe o pană subțirică. Numai câteodată, când în timp de noapte, vântul zgălțâia moara părăsită, locul îi părea lui Ghiță, străin și pustiicios, și atunci el pipăia prin întuneric ca să vadă dacă Ana, care dormea ca un copil în băiat lângă dânsul, nu cumva s-a descoperit prin somn și s-o acopere iar. Cât țin luncile, ele sunt pline de turme de porci, iar unde sunt multe turme trebuie să fie și mulți păstori. Dar și porcare sunt oameni, ba între mulți sunt oameni de tot felul și de rând și de mâna a doua, ba chiar și oameni de frunte. O turmă nu poate să fie prea mare. Și așa unde sunt mii și mii de porci, trebuie să fie sute de turme. Și fiecare turmă are câte un păstor și fiecare păstor e ajutat de către doi-trei băieți, buitarii, adeseori și mai mulți dacă turma e mare. E dar pe lungi un întreg neam de porcari, oameni care s-au trezit în pădure la turma de grăsuni ai căror părinți buni și străbuni tot păstori au fost, oameni care au obiceiurile lor și limba lor păstorească pe care numai ei o înțeleg. Și fiindcă nu-i neguțătorie fără de pagubă, iar păstorii sunt oameni săraci, trebuie să fie cineva care să răspundă de paguba care se face în turmă. Acest cineva este sămădăul, porcar și el dar om cu stare, care poate să plătească, pierduți sau pe cei furați. De aceea să mă dăul nu e numai om cu stare, ci mai ales om aspru și neîndurat, care umblă mereu călare de la turmă la turmă, care știe toate înfundăturile, cunoaște pe toți oamenii buni și mai ales pe cei răi, de care tremură toată lunca și care știe să afle urechea grăsunului pripășit, chiar și din oala cu varză și dacă lumea zicea că locurile de lângă moara cu noroc sunt rele, n-ai fi avut decât să-l întrebi pe vreunul dintre să mă dă și el ți-ar fi putut spune ce nu sunt bune și cine le primejduiește, dar să mă e mai prisus de toate, om tăcut și dacă îl întrebe asemenea lucruri, el răspunde, nu știu, n-am văzut am atâtea și atâtea turme în răspunderea mea și nu mă pot strica cu oamenii. El știe ce știe numai pentru nevoile lui. Veneau câteodată pe la cărciuma lui Ghiță și porcari, niște oameni de obște înalți și bine făcuți, cu cămașă neagră și cu părul strălucitor ca un turacea multă și căzut în plete lungi și răsucite asupra grumașilor goi. Oamenii erau și ei, chiar oameni cinstiți care mănâncă, beau și plătesc. Într-o zi de luni au venit trei inși într-o căruță cu o sile de fier, ușurică și trasă de doi cai frumoși, dintre care însă unul mai mare și altul mai mic. În căruță nu era nici scaun, nici fân, ci unul dintre porcarii un suroș mâna caii, stând în picioare, iar ceilalți doi ședeau pe leutrele vopsite în verde, ca și când n-ar fi venit decât de aici, din apropiere. Ăștia nu prea îmi oameni buni, își zise ghiță când îi văzut sărind din căruță și privind împrejur ca unii ce au mai fost pe aici și acum nu găsesc nici locul, nici oamenii de odinioară. Ei întrebare dacă n-a fost să mă dăul pe acolo, puse răsluga să deshame caii, să-i adape și să le dea o văz. Apoi intrară, Băugă fiecare cât trei înși la un loc și plecară cu un noroc bun. Bine, dar n-au plătit, grăi bătrâna nedumerită. Lasă că m-am înțeles eu cu dânsii, răspunse ghiță. Apoi se duse pe aici, în colea, ca nimeni să nu-i vadă fața și ca nu cumva nevasta să-l întrebe, ce ai ghiță? Peste puțin sosi și sămădăul. Vestitul lică sămădăul la moara cu noroc. Lică, un om de 36 de ani, înalt, uscățiv și sub la față, cu mustața lungă, cu ochii mici și verzi și cu sprâncenele dese și împreunate la mijloc. Lică era porcar, însă dintre cei ce poartă cămașă subțire și albă ca floricelele, pieptar cu bun de argint, și bici de caramajin, cu codorișca de os împodobit cu flori tăiate și cu ghintulețe de aur. El își opri calul înaintea cărciumei, aruncă o privire la Ana, apoi alta la bătrână, care ședeau pe laița de lângă masa cea mare din umbra cerdacului. Trase cu ochii o raită prin prejur, apoi întrebă unde-i Noi suntem!" răspunse bătrâna ridicându-se. Știu, grăilică, dar cred că vor fi și oameni pe aici. Eu întreb de cârciumarul. Cu el vreau să vorbesc. Lică le zise acestea așa, ca și cine să poată înțelege că are grabă și că nu vrea să mai lungească vorba. Bătrâna a plecă, dacă fără întârziere, să caute pe ghiță, iar Ana rămase privind ca un copil uimit la călărețul ce stătea, ca un stâl de piatră înaintea ei. Dacă Lica ar fi fost alt om, el n-ar fi stătut așa cu privirea pierdută în vânt, ci s-ar fi bucurat de vederea femeii frumoase, care îl privea oarecum pierdută și speriată de bărbăția înfățișării lui. Un cucul a murit, întrebă el când vă supeghiță. Da. Și tu ai venit în locul lui? Da. De la Sfântul Gheorghe? Da," răspunse Ghiță, aruncând o privire furișată asupra femeilor, ca să vadă dacă ele nu cumva se turbură. Ghiță, ginerele meu, grăi bătrâna și mulțumită lui Dumnezeu ne merge bine de când suntem aici." Lică și apucă zâmbind musteața întrebuzei buze. Aici," zise el, le merge bine la toți oamenii cu minte. N-ai decât să te pui bine cu toată lumea, să le zici noroc bun," celor ce vin și se duc și poți să dai mulțumită lui Dumnezeu. N-au trecut pe aici niște oameni? De, răspunse Ghiță chipsuit. Suntem la drum și trece multă lume. Vorba vine, trei oameni. Trei, patru, zece, grăi Ghiță cam în glumă, lumea trece mereu. Eu nu stau aici ca să țin seamă despre cei ce vin și trec și așa nici nu prea știu de la o vreme te obișnuiești cu oamenii încât nici nu te mai uiți la fețele lor. Apoi cine știe dacă nu e și câte unul care s-ar mâhni, dacă ai bate drumul cu vorbe despre dânsul. Pe cârciumar să nu întrebi niciodată, căci el vede și aude atât de multe, încât trebuie să uite de grab și să nu mai ție minte nimica. așa e grăilică, întrebam numai ca să văd dacă nu cumva mi putea spune Fiindcă sunt oamenii mei, au plecat să vadă o pădure pe care voiam să o luăm de la toamnă pentru turme, și nu știu acum dacă au trecut înaintea mea, ori să-i aștept aici. Așa o fi răspuns hotărât. Dar eu nu-ți pot spune dacă între cei ce au trecut astăzi pe aici, vor fi fost și ei. Cum nu? strigă bătrâna cu nerăbdare. Cei trei porcari ce au băut atât de mult și n-au plătit. Pe ghiță îl trecu un fel de jung prin inimă și o cât de mulțimea la soacă sa, acum el ar fi fost în stare să-i pună degetul pe gură. Ierii le văd mai bine și se vede că au mai puțină treabă, zise el stăpânindu-se. Dacă n-au plătit grăilică, apucându-și iar între buze, era fiindcă știau că voi veni eu ca să plătesc pentru dânsii. Grăind acestea, el descălecă și-i lui Ghiță semn să intre cu dânsul pentru ca să facă socoteala. Bătrâna e tot mai cuminte decât mine, își zise cârciumarul, și intră cu voie bună în urma lui. Bătrâna ar putea să-și ție gura, grăilică după ce se văzu singur cu Ghiță. Mă cunoști?" nu răspunse Ghiță, răcit în tot trupul. Atunci mă știi de nume. Eu sunt Lică să mă dăul." Multe se zic despre mine și dintre multe, multe, vor fi adevărate și multe scornite. Tu vezi un lucru, că umplu ziua anamiază pe drumul de țară și nimeni nu mă oprește în cale, că mă duc în oraș și stau de vorbă cu domnii. Voi fi făcut ce voi fi făcut, nu-i vorba, dar am făcut așa, că ori și cine poate să creadă ce-i place, însă nimeni nu știe nimic. De aceea am să dau seamă despre 23 de turme de porci. Mai înțeles, nu doar că aș putea plăti tot ce se pierde într-un an, ci pentru că de la mine nimeni nu cutează să fure, ba să-l ferească Dumnezeu pe acela pe care aș crede că-l pot bănui. Mai înțeles, eu voiesc să știu totdeauna cine umblă pe drum, cine trece pe aici, cine zice și cine face. Și voi ca nimeni afară de mine să nu știe, cred că ne-am înțeles. Ghiță ar fi avut multe de zis, dar lică se întoarce odată în călcâi și pe când Cârciumarul își veni în fire, dumețul dăduse pinte în calului. Un om prea cum se cade, gâii bătrâna privind în urma lui. Cine a fost ăsta? Lică să mă dăul, răspunse Ghiță. Lică să mă dăul, strigă Ana. Și câte rele nu mai zice lumea despre dânsul? Așa e lumea, grăighiță, să nu crezi nimic până ce nu vezi cu ochii. El singur nu și-ar fi putut da seama dacă a grăit aceste cuvinte din amărăciune, ori nu mai dorind să ascundă înaintea nevestei gândurile grele cel cu prințeseră. Nu-i vorba, adause Ana, eu are fioros la față. Asta îți pare ție, grăighiță, are și el necazurile lui. Oamenii sunt mulți și de multe feluri, grăi cârciumarul în ziua următoare, privind când la nevastă, când la soacră sa. Își închipuiește că unul se duce să cumpere ceva, bună oară, călică să mă dăul, care se ducea să vadă pădurile. Asta e treaba lui și cine știe dacă nu l-aș supăra, dacă nu l-aș păgubi, poate, spuindu-le altora că a trecut pe aici. El se duce să târguiască și dacă vine în urma lui altul, care din întâmplare voiește să cumpere tot acele păduri și eu spun că Lica a trecut pe aici, acest al doilea cumpărător grăbește, sosește la vreme și poate să-i strice târgul. Voi înțelegeți? Așa i-a răspunse bătrâna. Ori poate să vie unul care are și el păduri de dat și umblă după lică pentru ca să se înțeleagă cu el. Dacă îi spun că lică a trecut pe aici, îl folosesc poate pe el și pe lică, dar îl păgubesc pe acela la care lică plecase, iar eu n-am să folosesc nici să păgubesc pe nimeni. Așa e zise iar bătrâna, ai toată dreptatea, noi nu suntem puși aici pentru ca să le dăm drumeților știre despre cei ce vin și cei ce trec. Noi nu știm nimic și ne căutăm de treaba noastră, adăugase ghiță scurt și hotărât. De aici înainte, cârciumarul, cârciumărița și soacra cârciumarului nu-și mai aduceau aminte de oamenii ce treceau pe drum. Iar altfel lucrurile se petreceau tot ca mai înainte. Dar încă în acea zi, Ghiță se duse cu treabă la arad, cumpără două pistoale și își luă o a doua slugă, pe marți, un ungăr înalt ca un brad. Peste câteva zile se duse apoi la fundureni și se întoarse cu doi căței flocoși. Mai avea și el un câine la casă, dar acesta era leneș, se deprinsese cu oamenii și nu lătra pe nimeni. El puse da cățeii cei mici în lanț și nu le dădea drumul decât atunci când nu erau oameni la cărciumă, apoi slobuzea și porcii și asmuțea cățeii asupra lor. Îi râdea inima când vedea cum i prind și cum scot sânge din urechile grăsunilor și, voin să-și deprindă câinii la asmuțat, se deprinsese și el atât de mult încât aștepta cu oarecare nerăbdare zilele în care nu era oameni la cârciumă și atunci petricea ceasuri întregi cu câinii săi. Ana nu-i putea suferi pe acești câini și se supăra cu atât mai mult când bătrâna zicea că e bun câinele la casă, fiindcă omul poate să doarmă mai liniștit când se știe păzit de niște câini buni. Așa era, însă Ana simțea că de câtva timp bărbatul ei s-a schimbat, și îi părea că de când are căi, ține mai puțin la nevastă și la copii. Ca om harnic și săguitor, Iță era mereu așezat și pus pe gânduri, dar el se bucura când o vedea pe dânsa veselă. Acum el se făcuse mai de tot ursuz, se aprindea pentru ori și ce lucru de nimic, nu mai zâmbea ca mai înainte, ci râdea cu hohot, cât îți venea să te sperii de el ea că se mai hârjonea câteodată cu dânsa, își pierdea ales necumpătul și îi lăsa urme vinete pe brațe. Adeseori Oriana ar fi voit să-l întrebe, ghiță ce cu tine, însă ea nu mai îndrăznea să-i vorbească dezghețat, ca mai înainte, că se temea ca nu cumva el să se mânie și pe dânsa, ceea ce nu făcuse încă până atunci. Așa sosiră zilele de toamnă într-o zi de joi, când locul de dinaintea cărciumei era plin de oameni, susi o turmă de grăsuni mari și frumoși, tot unul și unul. Unul dintre boitari, un băietan care de 17 ani, intră în curciumă și căută pe ghiță. Sănătate și voie bună de la lică să zise el îndrăzneț. Ți-a lăsat vorbă să ne dai să mâncăm și să bem, au să vie și celelalte turme în urmă și ne-a spus ca să-ți lăsăm cinci grăsuni din turmă și să-ți alegi după plac. Bine plătește, Lică, zise unul dintre turmei. Are de unde? Adause altul. Mai știi? Întâmpină și al treilea. Are turme multe și porcari beau și mănâncă mult. Ghiță și încreți fruntea. Vorbele boitarului, și apoi vorbele drumeților erau pagă să-l scoată din sărite. El simțea că dacă nu primește, se trage în deget cu lică. Dar aici, față cu oamenii, nu putea să primească. Bine, zise el, călcându-și pe inimă, lăsați că mă înțeleg eu cu lică, mâncați numai și beți, grija mea de plată. Băietanul e și ia ghiță se întoarse spre oameni și mai adause. Ce știu eu cât vor fi mâncând oamenii lui? Eu vreau să am socoteală curată. așa îi ziseră oamenii. Bine, ghiță, de ce n-ai primit grăsunii? Întrebă în urmă bătrâna. Ce să fac eu cu grăsunii lui? Răspunse el cam necăjit. Să-i tai, să-i vin, să-i îngrași, ghiță. Ia grăsunii că rămâi fără bani dacă ar avea omul banii gata, n-ar plăti în grăsuni. Trebuie să primești ce-ți dau oamenii, fiindcă nimeni nu-ți poate da ceea ce nu are. Omul e cinstit și te plătește cinstit. De ce să-l supei fără niciun folos? Acum îți dă, acum ia, căci nu știi ce are să fie mâine. Lasă că mai vin și alte turme, grăighiță cam cu jumătate de gură să mă mai gândesc să mai văd ce cheltuială fac oamenii. Gând bun să-ți dea Dumnezeu. Nici chiță n-ar fi cerut decât un gând bun de la Dumnezeu, dacă era greu să se oprească asupra unui gând, fie el bun, fie rău. Turmele treceau una câte una pe dinaintea cărciumei. Când una se vedea pe depărtare, cealaltă pornea mai departe și locul se deșerta dar peste puțin ar se umplea. Și cum turmele plecau una câte una, să întreba mereu câte mai sunt și pe cât numărul turmelor rămase în urmă, scădea, pe atât el prindea poftă de a-și opri cei cinci grăsuni. A zis Lică să-mi opresc cinci grăsuni, îi zise el în cele din urmă unuia dintre porcari. Noi nu știm nimic, răspunse acesta. Apoi adause altul cam în glumă. Noi plătim înainte, ori nu plătim deloc. Peste puțin sosi și lică, ceru un pahar de vin, de turme, apoi zise noroc bun și plecăm mai departe, fără să fi descălecat măcar. El era om cu minte și înțelegea cele ce se petrec. Ghiță rămase cuprins de gândurile omului pe gubaș. Aici am moara cu noroc, nu putea să stea nimeni fără voia lui Lică. Afară de arândaș și afară de stăpânire, mai era și dânsul care stăpânea drumurile. Și însă dacă te înțelegi cu arândașul, însă dacă te pui bine cu stăpânirea, căci... Pentru ca să poți sta la moara cu noroc, mai trebuie să te faci și om lui Lică. Ia să voia cu tot din adinsul să rămâie la moara cu noroc, pentru că îi mergea bine. Trei ani, numai trei ani să pot sta aici, își zicea el, și mă pun în picioare încât pot să lucrez cu zece calfe și să le dau altora de cărpit. Dar acești trei ani atârnau de lică. Dacă se punea bine cu dânsul, putea să-i meargă de minune, căci oamenii lui Lică sunt darnici. E numai vorba ce va fi cerând Lică pentru ceea ce dă. Ghiță, întâia oară în viața lui, ar fi voit să n-aibă nevastă și copii, pentru ca să poată zice, prea puțin în pasă. Se gândea la câștigul pe care l-ar putea face într-o vărășie culică. Vedea banii grămadă înaintea sa și îi se împăienjâneau parcă ochii. De dragul acestui câștig, ar fi fost gata să-și puie pe un an, doi, capul în primejdie. Avea însă nevastă și copii și nu putea să facă ce-i plăcea. Să vedem, își zise el în cele din urmă, voi însă și alunge gândurile rele. Deocamdată e mai bine ca el să-mi fie dat mie. Așa zicea el, însă, de cu seară, când își strânse banii, ca să-i pună în ladă, el simți că nu are dreptatei. Ghiță nu era omul care să se știe dator bucuros. Dar cu atât mai puțin omul care dă bucuros de la sine și așa îi venea parcă să zică, am să mă pun frumos pe lângă dânsul ca să-mi plătească. Era legat și omul când se simte legat e supărăcios. Chiar atunci seara ghiță își bătu sluga pe ungurul fără a-și da seama pentru ce, iar când Dana al mustră fără de voie pentru aceasta, el îi aruncă vorbele. Ei, frate, dă pace, pacă nu tot pentru voi îmi mistuiesc viața. Ana tăcu, dar ochii se umplură de lacrimi, fiindcă vorbele îi păreau grele. Ei, și tu te mâhnești numai decât, zise el amărât. Ar fi voi să meargă la ea să-i ceară iertare și să o pace, dar nu putea. Era în el ceva ce nu-l lăsa și așa ieși afară, ca să fie singur cu gândurile sale. Și dacă ar fi știut Ana ce gândea și ce simțea el când stătea așa singur și pus să ea s-ar fi dus la el și l-ar fi mângâiat. Dar el tăcea, și așa ea nu îndrăznea să-l supere, ci se întreba mereu ce o fi având soțul ei. Duminică, după ce bătrâna plecase la biserică, ghiză-și răsuflă veninul asupra lui Laie. Apoi se făcu mai vesel decât de obicei. El petricea cu Ana și cu copiii în umbra arinilor. Luase de pe cula, câinele cel mare și leneș, își pusese băiatul pe el și îl învăța să călărească și îl învăța mereu, cu toate că Ana se necăjea, temându-se ca nu cumva copilul să cadă, o câinele să-l muște. Deodată ceilalți câini, care erau slobozi, Începu să latre, iar răcula auzind lătratul lor, se repezi și el lătrând în curtea din spre deal, în cotro, îi auzea pe dâns și lătrând. Ana țipă înspăimântată, deoarece copilul era să cadă, însă ghiță nici nu ținu seama de dânsa, ci strângând garda se îndreptă și privi îngrijat în toate părțile, nu sări nimic. Se vede caudat de cățelul pământului, ori au simțit vreo vulpe prin împrejur, zise el lăsându-i să latre mai departe. Ghiță, grăi Ana jălindu-se, eu nu știu cum te-ai făcut tu de la o bucată de vreme. Vezi când vine rău când văd copilul pe câine și parcă în ciuda mea îl ții mereu. Sracul de mine, răspunse el cam răstit, când e vorba să-mi fac și eu o poftă, proastă, bună, cum ar fi, țup, că mi se supără nevasta. Haid! Adause apoi, luând copilul în brațe și dând cu piciorul în câine. Nu ghiță! Nu vreau! striga Ana speriată. Apoi fugit după câine. Îl luă de zgardă, îl puse la locul unde fusese și începu să-l rage pe ghiță cu stăruință ca să-și pună iar băiatul călare pe el. Uite, era o prostie. Grâi ghiță muiat și se lăsă pe iarbă. Ana luă ea însăși copilul, îl puse călare pe cula și îl purtă fricoasă la dreapta și la stânga, privind mereu la soțul său, să vadă dacă el nu zâmbește. Ghiță nu zâmbea. Privind la copilul ce țipa răsfățat și privind la soția sa, îl apucă o înduioșare din ce în ce mai adâncă. Era parcă n-a văzut-o de mult și parcă era să se despartă de dânsa. Zise el în cele din urma alenei, ea vinoșez lângă mine." După ce ea se așeză lângă dunsul, el o privi lung și întristat, rine părul de pe frunte, apoi grăi încet. Ce zici tu? N-ar fi bine să plecăm noi la Sfântul Dimitrie de aici?" Pentru ce?" întreba nevasta uimită. Nu ți se urăște ție în singurătatea asta?" Mie? Nu." Nu ți e frică? De ce?" De ce? De toate." Tu auzi cum latră câinii, au dat de vreo urmă, de vreun gândac, de vreun vierme și latră, fiindcă n-au altă treabă. Mie însă mi se răcește măduva anoase când îi aud lătrând. E grozavă viața asta, Ano, e grozavă. Stai aici în pustietate și desperi de nimic și îți mistuiești viața cu neluciri de șarte. Ce ai ghiță? strigă nevasta cuprinsă de îngrijare. – Ce am? – răspunse el cu amărăciune. – Am o nenorocire. Pierd ziua de astăzi pentru cea de mâine. – Eu nu ți-am vorbit niciodată despre lucruri de acestea, dar trebuie să fii și tu om, Ano, și să te gândești la viață, căci nu poți să-ți vie mereu toate de-a gata. Astăzi stau aici și nu mă supără nimic dar îmi fac eu însum gândurile despre ziua de mâine și aceste gânduri nu-mi lasă tihnă să mă bucur de ziua de astăzi. Și poate că gândurile mele sunt deșarte, poate că ziua de mâine are să fie tot bună, dar o voi pierde, temându-mă de cea de poi mine. Și cât vom sta aici, nu mai scap de nevoia asta. Atunci să plecăm, ghiță. Da, să plecăm, dar întreabă-mă dacă mă pot hotărâ să plec. Vezi tu, așa cum sunt, îmi vine greu să plec. Atunci să rămânem aici. Tu știi mai bine cum are să fie bine. Poate că știu, Ano, dar nu pot zise el cu amărăciune. Ar trebui să mă cineva să mă împingă. Mi-e greu să-i vorbesc, Maichi, pentru că ea ne-a zis să nu venim aici. Mi-e rușine, iar tu ești bună, Ano, și ești blândă, dar ești ușoară la minte și nu înțelegi nimic. Sunt cu tine ca fără de tine. În loc de a-mi alunga gândurile cele rele, mă las să mă mistuiesc cu ele și când nu mai știu ce să fac, tu te uiți la mine cu milă și atât ai tot. Ce să fac, zise ea mâhnită, dacă așa m-a lăsat Dumnezeu? Ghiță se lăsă pe coate și rămase așa întins pe pământ și cu privirea pierdută în depărtare. Într-un târziu, Ana își ridică capul și privi îndrăzneață la el, fiindcă tu le fier toate în tine și mie nu-mi spui nimic, zise ea. Apoi, tot eu sunt de vină dacă nu știu ce te pune pe gânduri. Pe când acestea se petreceau în umbra arinilor, din sus, dinspre deal, veneau trei călăreți în pas, ținându-se mereu în albia râulețului, unde erau acoperiți de șirul de sălci și de răchite. Câinii, care îi simțiseră la depărtare de câteva împușcături, o luară spre dânsii, lătrându-i cu unea din ce în ce mai mare. Să fie ai dracului de câini, grăilică, oprindu-și calul. Pe cât se vede, la cârciumă nu e nimeni și nici drumul nu umblă, dar dacă nu-i alintăm câinii, pas să se mai teamă de noi. El sedete, dete, dar jos de pe cal, plecă înainte și când cei doi câini se apropiară și voieră să sară la el, se lăsă pe iarbă și începu să-i cheme cu vorbe alinătoare la sine. Câinii se opriră zăpăciți în cale și, mai ales după ce descălecară și ceilalți doi oameni, începură să-i mai slăbească. În cele din urmă, ei parcă își deteră cu socoteală că au afaceri cu niște oameni pașnici, care s-au pus la odihnă aici, departe de curtea păzită de dânsii. Ei se întoarse rădar încet și oprindu-se din când în când ca să mai latre odată spre cârciuma de la care veniseră. Lică se ridică iar în picioare și îi chemă din nou la sine, însă de câte ori voia să se apropie de ei, începeau să latre. Peste jumătate de ceas își petrecu astfel cu cei doi câini îi prin și a scoate sânge din urechile porcilor. Dar în cele din urmă îi netezi cu mulțumirea omului care a dat o nouă dovadă despre dibăcia sa. Bunicăței, dar tot eu sunt nașul lor, zise el, și iar îi netezi și așa pas cu pas se apropia de cârciuma părăsită. Ghiță uitase de mult că au lătrat odată câinii când lică sosi la cârciumă și îl deșteptă cu câteva ghionturi din somn pe laie, care dormea pe laița de sub cerdac ca să-l trimită după stăpânul lui. N-ar fi mai bine să mă duc eu, grăi unul din oamenii lui Lică. Lasă-l să vină el la noi, grăi Lică. Ghiță sări în picioare când află că Lică a sosit la cârciumă și se schimbă la față, dar nu se gândi mult, ci plecă cu pași hotărâți și cu vinele încordate spre cârciumă. Ana rămase o clipă tulburată, apoi făcu iute un pas spre el. Ghiță, stai!" zise ea. Înainte de toate, îl trimite pe laie pe vale în sus de-a lungul răchitelor. Ea privi lung și a spus în ochiul lui. Nu mă înțelegi tu. Acum, când eu încep a te înțelege pe tine, zise ea încet. Așa a fost vorba între noi ca să trimitem pe laie înainte să ne aștepte acolo. Tu te laie urmă ea, ia-o pe vale în sus, în dosul răchitelor până la crâng și dacă îi întâlni pe părintele să-i spui că venim mai târziu, fiindcă a venit lică să mă dăul cu alți doi oameni și trebuie să mai stăm cu dânsii, să ne mai aștepte și ne aștepți și tu. Ai înțeles?" Să te duci mereu în dosul răchitelor, ca să nu vadă nimeni. Da, răspunse la ea și plecă printre arini spre albia răulețului. Acum înțelegea și ghiță gândul nevestei sale. Îl înțelegea și că nu-i venea să plece, parcă-i venea să zică. Ano, greșești când zici că trebuie să te temi de lică. Apoi iar îi venea să meargă la dânsa să-i mulțumească pentru gândul ei cel bun însă nu putea să zică nici să facă nimic. Se temea că o va tulbura și așa plecă cu inima îndoită spre cârciumă, lăsând-o pe dânsa cu copiii subarini. Când se află aproape de cârciumă, el privi spre râuleț și văzu pe laie fugind peste drumul de țară ca să apuce șirul de răchite. Prostul dracului mă dă de gol, își zise el îngrijat. Se vede că l-am bătut astăzi, adause apoi, privind pelică. L-am trimis să-mi aducă plasa cu pește. Și uite cât e de sprinten! Noroc bun să dea Dumnezeu! Minunați căței! Răspunse Lică, netesând pe unul dintre câini și privind Lana, la care se vedea venind dinspre Arin, cu un copil în brațe și cu altul de mână m-au simțit cale de o jumătate de ceas și am pierdut o mulțime de vreme ca să-i momesc. Ghiță înțelese unde bate lică cu vorbele sale și ar fi avut poftă să dea odată cu piciorul în câinele care începua să linguși pe lângă dânsul. I-am auzit lătrând, răspunse el, dar știam că nu pot să fie decât oameni de aceea de care aștept în toate zilele. Trebuie să știi un lucru, urmălică. Câinii au pentru oameni un lătrat anume și trebuie să înțelegi limba lor pentru ca să te folosești de ei, fiindcă, mai ales atunci când ar trebui să sară, ei nici nu latră decât o dată de două ori. Altfel, locul e minunat. Cale de un ceas nu se poate ivi nimeni fără ca să-l zărești. Dacă să intrăm adăugă el alenei, fiindcă avem o vorbă împreună. Și mai multe, răspunse Ghiță, intrând cu pas hotărât în urma lui. Câtva timp este tărătăcuți față în față, hotărâți amândoi și simțind fiecare că și-a găsit omul. Iacă, grăilică în cele din urmă, luând de la brâu un teac de bucăți de piele înșirate pe o verigă de sârmă. Acestea sunt semnele turmelor mele. Eu pun semn la urechea din dreapta jos pentru fiecare turmă, altul așa cum îl vezi tăiat în aceste bucățele pe care ți le las aici. Dacă trec porci pe drum, să te uiți la semnul lor, să ții bine minte pe omul care-i mână și să taci. Ghiță, privi lung la el, dar nu răspunse nimic. Cred că ne-am înțeles, adăugă Lică. Eu cred că nu. Cum așa? Apoi vezi, grăi ghiță răspicat și aspru. Dacă mă uit în toate părțile, nu văd pe nimeni și stau singur în pustietate. Am doi câini minunați, cum ziceai, și tot ați venit trei inși fără de știrea nimănui. Puteți să ne omorâți pe toți cât suntem aici și nimeni are să știe că voi ne-ați omorât puteți să luați ce vă place și dacă suntem oameni cu minte, n-avem să ne plângem nimănui. Fiindcă voi sunteți totdeauna mulți și tari, iar noi suntem totdeauna puțini și slabi. Îmi ziceai să fac așa. E oare cu putin să să zic ba? Care va să zic că ne-am înțeles? Înțelegerea cu deasila nu se poate. Dacă ai să te înțelegi cu mine, trebuia să vii pe drum, iar nu pe potecă. Eu pot zice că fac pe dorința ta și tot nu fac decât așa cum îmi vine la socoteală. Asta e treaba mea, zise Lică hotărât. Ori îmi vei face pe plac, ori îmi fac rând de alt om la moara cu noroc. Lică, grăi cu nu cred că pot să mă ții de frică. Dacă ești om cu minte, caută să te pui la bun înțelegere cu mine. Eu nu cunosc înțelegere mai bună decât asta. În inima omului poate să fie orice. și ce. Destul numai să simță că vai și amar de el dacă nu-mi face pe plac. Ghiță se apropie un pas. Dacă ar fi numai atât, Lică, zise el așezat, n-aș zice nimic. Tu ceri la urma urmelor un ajutor de la mine și ți-l aș da bucuros. Dacă te aș ști cine ești și dacă n-ar trebui să mă tem că mâine ai să cer mai mult. Apoi tu nu ești singur ca mine, Lică, și dacă îți fac pe plac, am socoteală cu alții. Asta e treaba ta, strigă Lică, minios. Adum cheile. Ce fel de chei? Toate cheile. De la sertarul mesei, de la dulap, de la orice ladă, răspunse Lică rece. Cel ce vine aici, vine să-și facă bani. Ți-ai făcut și tu de când ești aici. Am să mă împrumut de la tine. Ghiță rămase câtva timp încremenit și cu ochii țintiți la dânsul. N-am să te prad, adau o selică. Am să iau cu împrumut și să plătesc cinstit cu camătă. Cu cametele cametelor se înțelege cum îmi vine la socoteală. În scris n-am voie să-ți dau fiindcă nu poate să ție -ți de niciun folos. Dacă trăiesc și merg treburile bine, am să plătesc cu prisos, iar dacă mor fără de vreme, ori dacă merge rău, tot n-ai de unde să iei. Să-ți dau bani numărați. Ce să mai pierdem vremea numărând? Atunci ia cât ei, dar fi cu minte și mai lasă, ca să nu simtă nevasta și soacră mea, grăighița arătând sertarul în care erau și banii și cheile. Așa ne înțelegem, zise Lică. Ghiță ar fi avut poftă să sară la el și să-l sfâșie în bucăți, dar nu putea, pentru că ceilalți doi erau în apropiere și ar fi trebuit să mântuie prea iute cu dânsul. Îi era parcă îi seacă sângele din vine când vedea pe Lică la banii ce și-a adunase para cu para, dar acum era legat și trebuia să se stăpânească. Da, ne înțelegem, zise el, apropiindu-se. Și dacă vei fi având o supărare din partea mea, să nu mai văd banii cu ochii. Lică se întoarse și se rânji la el. așa că te ai că te-ai făcut blând ca un mielușel? Îi zise apoi. Ghiță se cutremură. Toate ca toate, dar bătaia de joc îl scotea din minți. El făcu oarecum fără de voie un pas spre Lică. Îl apucă de amândouă brațele, îl ținu strâns înaintea sa și grăi cu glas înnăbușit. Nu te mișca dacă nu vrei să fie moarte de om. Simțind că ghiță e mai tare, lică privi îngrijat spre ușă și grăi iute. Ce vrei cu mine? Nimic, răspunse ghiță. Nimic nu vreau. Tu vezi prea bine că am nevastă și copii și că nu-ți pot face nimic. Îmi ai banii, să-ți fie de bine. Mi-ai luat liniștea sufletului și mi-ai stricat viața, să-ți fie de bine. Dar să nu crezi că mă ții legat, să nu crezi că te prinde să mă iei în bătaie de joc. Tu poți să mă omorlică, tu cu oamenii tăi. Eu pot să te duc pe tine la spânsurătoare. Nu te juca, dar cu mine. Gândește-te că tu mai ai făcut să nu mai ia multe de pierdut. Și bagă de seamă să nu mai pierd și cele ce am să-ți fie frică de mine. Lică se dete un pas înapoi. Ți-e frică, urmă ghiță, trecându-și cu amândouă mâinile printre perii în sus. ți frică și nu ți-e rușine să-ți chem oamenii într-ajutor. Se înțelege că nu, răspunse Lică zâmbind. Mi-ar fi rușine dacă aș fi venit fără de dâns și la tine. Ghiță își pierduse bunul cumpăt și tocmai pentru aceea se simțea în strântoare față cu Lică, pe care nimic nu putea să-l scoată din sărite. – Voiesc și eu să intre, ca să vadă cât e frică, zise el. – Săriți, măi oameni, strigă apoi și se oprine clintit în mijlocul casei. Unul din porcari intră iute în casă, iar celălalt se ivi pe prag, unde rămase privind în ochii lui Lică. I-a venit poftă să se prinde la harță cu noi grăilică. Ba să mă ferească Dumnezeu, răspunse Ghiță. Sunt om cu minte, voiesc numai să vă arăt că nu-mi e frică de voi. Dar ne e frică nu o de tine, zise Lică. Tu însuți ziceai să-mi fie frică, îți spun că-mi este și nu știu dacă te voi mai putea apuca vreodată așa la strântoare cum te țin acum. Tu mă înțelegi, mie nu mi s-a pus încă om în cale fără ca să mi l fi curățit din drum. Nici eu nu voiesc să mă pun în calea ta. Dar ai putea să te pui. Ai putea să faci ceea ce până acum n-ai făcut, fiindcă nu mă știai cine sunt. Dute, te îi zise apoi lică lui răuț care stătea în prag. Leagă-l pe slugă, apoi adă nevasta cu copiii în casă. Ghiță se repezi înainte, îl apucă pe răuț de piept și l-aruncă spre mijlocul casei, apoi închise ușa și în neca de spaimă. Nu băgați nevasta în treburile voastre. Nu vă atingeți de mine că nu e bine." Lică, tu ești un chipzuit. Nu-ți băga capul în primejdie. Nu te face de rușine." Fii tâlhar, Lică, dar nu pun gaș prost care se dă de gol. Întreabă-mă unde e sluga mea și apoi vorbește cu mine." Lică privi păcit la tovară și săi. Voi l-ați văzut fugind pe vale în sus. Să știți că nu se întoarce decât după ce veți fi plecat voi de aici. L-am trimis la popa din fundurei ca să-i spună că stau de vorbă cu voi. Așa-i, zise răuț, ca speria din somn. Nu l-am mai văzut de atunci. Lică simți că și-a pierdut pământul de sub picioare. Pentru asta am să te țin minte cât voi trăi, zise el privind astru în fața lui Ghiță. Nu umbla cu vrăjmășie, răspunse Ghiță, apropiindu-se de dânsul, ci te gândește că dacă nu mai prins astăzi, n-ai să mă prins cât vei trăi pe fața pământului. Lică, tu trebuie să înțelegi că oamenii ca mine sunt slugi dacă dar prieteni neprețuiți. Am zis eu că vreau să mi te fac slugă?" întrebă Lică, schimbându-și deodată fața. Dacă n-ai zis și nu vrei să zici, atunci haide să vorbim ca prietenii." Îi zise ghiță dezghețat. Să aduc vin și să ne cinstim ca niște oameni de bună înțelegere. Am eu atât aminte ca să înțeleg că nu pot sta la moara cu noroc fără de a mă fi pus în înțelegere cu tine. Nu vreau să mă țin numai de frică, ci umblu să intru la învoială cu tine. Sunt gata să-ți fac pe plac, dar atunci să fii și tu om cu minte și să înțelegi că dacă e să vă fiu de folos, lumea trebuie să mă creadă om cinstit și stricat cu voi. Așa e grăilică, lumea da, însă noi cum trebuie să te credem. Cum mă veți fi știind? Să vedem! răspunse cârciumarul întinzându-i mâna. Pe vrăjmașul pe care nu-l poate birui tot omul cu minte și îl face tovarăș. Lică primi mâna. Banii mi lași, cam cu jumătate de gură. Adică iau cu mine, răspunse Lică, Ce -i în mână nu-i minciună. Dar să știi că nu mă ții legat cu ei, grăi ghiță, și plecă să aducă vin rece din pivniță. Asta a fost prostia mea, grăilică, după ce se văzu singur cu și săi. Tot era mai bine să ascult de tine și să țin sluga la cârciumă. Lasă, poate că e mai bine așa, răspunse răuț. Să vedem, grăi celălalt. Eu mă tem că nu ține cu minciuna. Asta e treaba mea, zise Lică ridicându-și capul. Ca om care își petrecea viața pe drumuri, Lică venea des pe la moara cu noroc, câte o dată, câte de două, ba, și câte de mai multe ori pe săptămână. El venea, pe scăleca, bea câte un pahar de vin, mânca ceva și iar se ducea. Numai arare rare ori se întâmpla ca el să stea mai mult. Însă mai ales că el venea adeseori cu câte doi-trei tovarăși și atunci era în voie bună. Lui Ghiță, îi părea totdeauna bine când Lică venea fără de veste la cârciumă. Ana fusese muncită de gânduri grele, care o îmbătrâniseră oarecum într-un singur ceas și care îi veneau iar de câte ori îl vedea pe Lică. Dar plecând Lică, ea întrebase pe Ghiță despre cele petrecute și el îi răspunse că n-a fost nimic, că ce putea să fie și că Lică e omul lui. De aceea, Ana tăcuse atunci și de atunci tăcea mereu și privea numai din când în când furișat la lică, zicând în sine, trebuie să fie un om rău și primejdios. Zilele treceau însă și precum ele treceau, Ana se simțea tot mai părăsită. De când se împrietenise cu lică, ghiță parcă fugea de dânsa, parcă îi ascundea ceva și se ferea să nu rămâie singur cu dânsa. Ghiță, ce ai tu cu omul ăsta?" Îl întrebă ea într-una din zile după plecarea lui Lică. Eu? Îi zise el cam speriat. Ce să am? Nimic. Ceea ce am cu toți drumeții. Vine, stă de vorbă, mănâncă, bea și plătește. Ana privi lung în fața bărbatului său. Dar de obicei plătește peste ceea ce se cuvine, îi zise aspru. Așa sunt oamenii cu dare de mână. Ghiță. Găii nevasta așezat, nu vorbi cu mine ca și când ai avea un copil înaintea ta. Tu ești bărbat și trebuie să știi ce faci. Te întreb numai, eu nu vreau să te descos. Tu îți dai seama dacă ai, ori nu ai ceva să-mi spui. Fă cum știi, dar eu îți spun și nu mă lasă inima să nu-ți spun. Călică e om rău și om primejdios. Asta se vede din ochii lui, din rânjetul lui și mai ales din căutătura ce are când își roade mustața cu dinții. E un pătimaș, ghiță și nu e bine să te dai prea departe cu el. Dar nu mă dau deloc, răspunse bărbatul. Bine grăi nevasta, tu fă cum știi, dar să nu zici apoi că nu ți-am spus. Ghiță ar fi voit să vorbească, însă era greu, după ce zisese odată că n-are nimic cu lică. Își puse dar numai de gând că va vorbi altă dată. Și la drept vorbind, ce ar fi avut el acum să-i spună? Toate cele petrecute erau parcă date uitării. Și poate că nici nu era bine ca Ana să afle despre ele. Cei drept, ghiță se uită mereu la urechile porcilor ba a găsit de mai multe rânduri și porci cu semne de ale lui Lică. Însă Lică venea și se ducea, fără ca să-l întrebe ceva, și așa nu avea decât să țină minte și să tacă. Lică nu-l întreba nimic, nimic nu-i spunea și nimic nu cerea de la dânsul. Cu toate acestea, sămădăul parcă știa tot ce se petricea la moara cu noroc. Și aceasta îl nedumerea câteodată pe cârciumar și mai mare îi se făcune dumeria când într-o zilică îi trimise șase porci, dintre care patru nu erau însemnați cu niciunul dintre semnele înșirate pe veriga de sârmă. Ghiță a stat mult la luptă cu sine, dar în cele din urmă tot i-a primit, pentru ca să nu se strice cu lică și tot nu i-a grăit Anei, fiindcă se temea că ea va stărui să nu-i primească. De aici înainte, el, în adevăr, se ferea de dânsa, iar îi aștedea silința să nu-l supere. Astfel susit timpul când bruma cade și vântul scutură frunzele copacilor și rărește pădurile. De când venise toamna, drumul era mereu umblat și nici chiar duminica nu era părăsită, cârciuma de la moara cu noroc. Toamna se țin târgurile cele bune, toamna are omul câte ceva de vândut toamna fac neguțătorii triburile cele bune. Și lui Ghiță îi mergea, dar acum chiar mai bine decât peste vară. Și abia se întâmpla câte un ceas pe săptămână ca să fie singur la cârciumă. Și cu cât se apropia ziua de Sfântul dinitrie, drumul era cu atât mai umblat. Într-o zi de luni erau cinci care la moara cu noroc și șapte oameni sub cerdac, când sosi și lică, dinpreună cu buză ruptă, cu săilă boarul și cu răuț, omul de care nu mai are ori se despărțea. Lică nu stătea niciodată sub cerdac, nici în cârciumă, ci în odaia de alături, în care era o masă măricică, câteva scaune de paie și două paturi pentru drumeții mai aleși, care se întâmpla să mâie peste noapte la moara cu noroc. Altfel că în această odaie își petrecea cârciumarul ziua cu nevasta și cu copiii, fiindcă odaia în care se culca el era în altă parte, cu intrarea prin bucătărie și cu ferestrele la deal. Câtă vreme aici ferestrele erau spre drum, încât șezând la masă putea să vadă cu o privire și cârciuma și drumul și locul de dinaintea cârciumei. Astădată, însă, Lică nu intră drept în odaia aceasta, ci se opri sub cerdac și prinse o vorbă cu oamenii, întrebând pe fiecare dintre dânsii de unde vine, unde merge și în ce treabă umblă. Într-un târziu, el îl trase apoi pe Ghiță la o parte și zise încet, Când vine jidovul pentru câștigul de la Sfântul Dimitrie?" Arendașul?" răspunse Ghiță tot mai încet. Gândeam să mă duc eu la el." Da, arendașul. Nu te duce, greilică. Lasă-l, că vine el. Am o vorbă cu dânsul. Nu-i nevoie. Aflu eu, grija mea de dânsul. Deși ei vorbiseră încet și mai ales lică, părea a voi să păstreze taină despre cele ce vorbeau, el rosti cuvintele jidovul, arendașul și grija mea de dânsul destul de tare, pentru ca oamenii de sub dacă să le poată auzi apoi privi cam speriat în său și a dausei, dar să intrăm în casă. Intrând, lică și aruncă biciul pe masă, un semn că voia să petreacă în draga sa voie. Fusese certat cu buză ruptă și cu săilă boarul. răuță îi împăcase și acum voia să cinstească cu dânsii. Despre arendaș lică nu mai vorbi niciun cuvânt. Peste puțin sosiră trei țigani la cârciumă, unul cu vioara, altul cu clarinetul și al treilea cu țambala. lică i puse pe laița din cârciumă și le porunci să cânte. Și fiindcă țiganii cântau, oamenii se îngrămădiseră la ușa cârciumei și asculta și Ana cu bătrâna și cu copiii, căci numai rar se nimereau trei țigani deodată pe la moara cu noroc. Lui Lică îi veni de la o vreme poftă să joace și apucând pe buză ruptă, ieși din căpciumă și început să frământe pământul, încât părul răsucit în plete lungi îi spura în vânt. Dar jocul fără de nu are niciun rost. Pe când umbla pe la moara cu noroc, el nu greise nici ce vorbe cu Ana. Acum însă el se duse la ea, o apucă de mâini și zise, Haide să te joc odată, să zici că ai fost jucată." Ana se dete în lături. El o cuprinse cu amândouă brațele dar dacă n-am poftă să joc, grăi ia cu hotărâre și se desfăcu încet din brațele lui. Vine pofta! Și la mai mult, adause buză ruptă, trăgând cu ochiul. Ei, nu vreau! Grăi Ana rece și se dete înapoi. Lică se retrase cam necăjit. Săracul de mine, grăi ghița așa în glumă, dar năsura să mi s-a mai făcut și nevasta joacă muiere, pa care să-ți ia ceva din frumusețe. Ana își călcă pe inimă și se dete de la joc. La început se vedea că a fost prinsă de silă, dar ce avea să facă? La urma urmelor, de ce să nu joace? Încetul cu încetul, ea prinse voie bună. Se cam tulbura când lică se apropia de dânsa. Sângele îi năvălea în obraș când el o apuca de brâu ca să o învârtească. Dar așa era acum. Și altfel nu putea să fie, și ea sedete se din ce în ce, după păr. În cele din urmă, tot se arăta copila răsfățată de odinioară și ghiță fierbea în el când îi vedea fața străbătută de plăcerea jocului. Să-ți fie de bine, grăilică peste câtva timp obosit. Dau mărturie că te ții mai bine decât mine." El o strânse apoi în brațe, o ridică de la pământ, se învârti cu ea odată, o sărută și o puse pe laiță. Ana își astâmpără obrajii cu palmele, privind cam amețită împrejur, în vreme ce lică se plimba în sus și în jos, ștergându-și sudorile cu mâneca de la cămașă, apoi se opri și grăi. Ce cârciuma dracului mai e și asta? De ce nu-ți ții o slujnică?" Oamenii de la ușă zâmbiră pe sub mustață, Ana tresări și se ridică roșită ca bujorul, iar bătrâna privi la o parte, făcându-se că nu înțelege vorbele lui Lică. De își zise ea, ce să-i faci, așa e omul, o cât de bun ar fi, tot are câte un păcat, fie cât de mic, dacă tot îl are. Ghița nu zise nimic, ci își puse numai de gând care să o ține minte și pe asta. Înspre seară, săilă boarul plecă cu buză ruptă spre Ineu. Răuț luă după ce schimbă câteva semne tainice cu sămădăul spre pădurea de la Fundureni. Iar Rălică se opri la drumeți și grei privind înspre apus de unde se ridicau niște nori grei spre cer. Se schimbă vremea, precum se vede, dar tot mie cam să rămân aici peste noapte. Am bal la mine și locurile sunt cam rele, mai ales acum toamna el rămase, dar, peste noapte, la moara cu noroc. De când drumurile erau mai umplate, se vorbea mereu despre nenorociri întâmplate mai aici, mai colo, prin partea locului. Cotitura de la moara cu noroc, altădată vestită de rea, era însă în anul acesta scutită și drumeții scoaseră vorbă că de când ghița a venit la moara cu noroc, locurile nu mai sunt rumeștioase cale de o zi jur împrejur. Jandarmii de la Ineu se țineau cu toate acestea mereu pe drumuri și abia trecea zi dată de la Dumnezeu, fără ca ei să dea pe la cârciuma lui Ghiță. Ghiță se bucura când veneau jandarmii și își dădea toată silința să se pună bine cu dânsii. Le dădea mâncare și băutură, fără ca să primească banii când ei voiau să plătească. Îi ținea de vorbă și umbla mereu în voile lor, era însă dintre dâns și unul pinta căpragul, un om scurt și îndesat cu ochii mari, cu umerii obrajilor ieșiți și cu fălcile late, cu mustața tunsă și cu o tăietură în frunte, dar mai presus de toate, om așezat și tăcut la fire, cu care ghiță se făcuse prieten bun. Cei drept, el nu vorbise încă între patru cu pinta, dar așa sunt oamenii. E câte unul pentru care simți, din clipa acela ai văzut, tragere de inimă, fără ca să-ți dai seama pentru ce. Așa era și pinta. Când venea pe la moara cu noroc, se vedea că se simte bine la cârciumă și pleca totdeauna cam a nevoia. Apoi el ținea la Ana, la copii, netezea câinii lui Ghiță și ar fi fost și cângata să dea cu ciomacul dacă cineva ar fi îndrăznit să-l de rău pe ghiță. De aceea simțea și ghiță că Pintea e oarecum singurul om cu care ar putea să vorbească mai pe față și acum când se văzu peste noapte, sub același acoperământ cu lică, ar fi dorit să-l aibă și pe Pintea în apropiere. Toate gândurile rele se grămădiseră deodată în capul lui și îl cuprinsese une liniște ca niciodată mai înainte. Sufletul îi se pusese în turbare când Lică îi spusese că are o vorbă cu arândașul. Tulburarea îi crescu când Lică îi sărută nevasta și i aruncă vorba despre slujnică. În sfârșit, Ghiță-l cunoștea destul de bine pe Lică pentru ca să știe că el nu se teme de oamenii răi și de locurile rele și așa se întreba mereu pentru ce a rămas el la cârciumă, pentru ce le-a spus drumeților, că are bani la sine, ce avea de gând să facă, pentru ce a vorbit, pentru ce a vorbit, pentru ce, pentru ce, își zise el în cele din urmă, desnădăjduit, cine știe, le va fi zis așa din întâmplare, fără să se fi gândit la ceva, iar eu mă fierb în mine pentru ele. El uitase încetul cu încetul în, în la făcută cu Lică și numai din când în când își mai aducea aminte de banii pe care îi pierduse atunci. Acum se gândea la toate, și la învoială, și la bani, și la porcii cu sen străini pe care îi primise de la Lică și la urmările ce puteau să aibă acestea și un glas tainic parcă îi mereu. A venit vremea să te răfuiești. Nu trecuse nici jumătate de ani de zile de când se afla la moara cu noroc și treburile îi mergeau din ce în ce mai bine. Avea porcea în grășare, două vaci cu lapte, căruță pe răzoare, doi cai buni. Avea bani în ladă, nu prea mulți, dar destui pentru ca să poată trăi un an doi din trânșii. Dar acum, când treburile îi mergeau mai bine, Lica vroia să-i vorbească a fără îndoială pentru ca să-și facă rând la vreun alt om la moara cu noroc. Dar ghiță nu voia să plece, nu-l lăsa inimă să părăsească locul în care în scurt timp putea să se facă om cu stare. Și iar se gândea la învoiala pe care o făcuse, în strânturarea sa, la banii săi, la primejdiile ce îl împresurau, la iarna ce se apropia și la zilele bune pe care le avuse când nu avea nici porc și nici vaci cu lapte, nici căruță pe răzoare, nici cai sprinteni, nici bani bine numărați în ladă. Și când se gândea la aceste, îi venea oarecum să se bucure că îl scoate fără de voie de la moara cu noroc și îl scapă așa zicând de toate nevoile. Dar Ghiță era un cuminte și simțea care să-i pară rău toată viața, dacă va pleca de la mora cu noroc. De aceea, de câte ori și aducea aminte că Lică se afla sub același acoperământ cu dânsul, îl cuprindea o vie îngrijorare. Ar fi voit să meargă la el și să întrebe, omule, ce vrei să faci, ce vrei să cer de la mine? vorbește în verde în față ca să ne înțelegem. Și ea îi venea să-și zică, ce-mi pasă, eu nu dau nimic, sunt gata să țin piept cu el și dacă pierd atâta pagubă. Și mai ales acesta era gândul care îl stăpânea pe ghiță. Nimic nu era în el mai tare decât pornirea de a se pune împotriva lui Lică și de a nu da nici cât e negru sub unghii îndărăt. Dar pe când se întărea în această hotărâre, el era singur și părăsit. Ana, pe care o privea cu atâta drag mai înainte, încetul cu încetul se înstrăinase de dânsul și nu mai era veselă ca mai înainte, când se afla singură cu dânsul. El însuși se înstrăinase de dânsa. Din clipa în care ea și-a arătat bănuielile pe față, se stinsese orice tragere de inimă pentru dânsa din sufletul lui. Și-ar fi dat adesea toată viața pentru ca să mai poată simți, fie chiar pentru o singură clipă, bucuria pe care o simțea odinioară când privea la dânsa. Dar, în zadar, ea nu mai era pentru dânsul ceea ce fusese. Chipul ei frumos, Trupul ei fraged, firea ei dulce, nu mai puteau să străbată până la inima lui plină de amărăciune. Din dragoste către dânsa și către copii, venise la moara cu noroc. Din dragoste pentru dânsa și pentru copii, se băgase în strâmtorarea în care se afla. Și acum, tocmai ea era cea din tâi în rândul acelora care nu țin seama de strâmtorarea lui și de greutățile cu care se luptă. Chiar și el credea rău când nu putea să înțeleagă purtarea. De aceea, acum, când simțea trebuință de un suflet în care să-și caute sprijinire, Ghiță nu se gândea la Ana, care dormea liniștită lângă dânsul, ci la Pinta, care îl îngriase adeseori cu privirile sale pline de încredere. La început, ar fi fost în stare să-și pună caii la căruță și să plece. Acum, în vreme de noapte la Ineu, ca să-l caute pe pintea. Încetul cu încetul însă gândurile s-au lămurit în sufletul său și în cele din urmă simțindu-se mai tare el își zise, adică de ce să pun eu mai multă încredere într-un om străin decât în nevasta mea. De abia se înoptase, toți dormeau la cârciumă și chiar ghiță, mai împăcat cu gândurile sale, a pise când câinii începură să latre și o luară din ce în ce mai neastâmpărați pe vale în sus. Ghiță, prisări speria din somn, sări din pat, se apropie de fereastră și privi afară în noaptea întunecată. El nu sări nimic, dar simți că se apropie un om cunoscut, deoarece câinii se întorceau schiaunând înapoi. Peste vreun sfert de ceas, el văzu în sfârșit, trecând pe sub fereastră și înaintând spre ușa cârciumei, un om și o femeie înaltă și lată în numeri. Asta era adică. Acum înțelegea pentru ce a rămas lică la moara cu noroc și era rușineri de gândurile rele ce-și făcuse. Parcă-i un voinic de codru, zise el retrăgându-se de la fereastră. Cinei i strigă în clipa aceea una dintre slugi. Marți ungurul. Oameni buni, răspunse un glas bărbătesc. Ghiță se turbură din nou precum văzuse prin întuneric, îi părea că omul ce venea cu femeia nu era răut. Acum, când îi auzi glasul, nu mai putea să se înduiască despre asta. Era un om cu desăvârșire necunoscut. Atunci, cum de-l cunoșteau câinii? Cum de-l lăsa sluga să treacă? De ce nu venise răuț însuși? De ce, de ce? Își zise el necăjit. E grozav când omul își face spaimă din toate nimicurile. Cu toate acestea veni gândul să se ducă să vadă cine a venit. Ce-i ghiță?" întrebă Ana, care se deșteptase din somn și se ridicase în pat. Ce să fie?" îi răspunse bărbatul. Nimic. Răuț se întoarce. Cine știe, va fi uitat ceva, va fi având să-i spună ceva lui Lică." Nu era glasul lui răuț ghiță, grăim nevasta. Te rog, du-te și vezi." Ce fel de oameni sunt aceia care umblă în vreme de noapte?" Acum nici vorbă nu mai putea fi ca el să se ducă, căci ar fi neliniștit-o pe ea și mai tare. Fi pe pace, îi zise el, i-am văzut eu cu ochii, și dacă n-ar fi oameni cunoscuți, nu i-ar fi lăsat Marți să treacă. Marți, întâmpină nevasta, mie nu-mi place Marți deloc. Ei, apoi tu bănuiești pe toată lumea grăighiță. Fi cu minte și te liniștește. Ana se liniști deși tremura în tot trupul. Pe când a țipise din nou, câinii începură iar să bată. Cei asta?" strigă cărciumarul. Ca din senin îl cuprinse spaima și parcă îi venea să se îndoiască dacă a văzut bine când a văzut acea femeie înaltă și lată în numeri ca un voinic de codru. El sări dar din nou jos și iar se duse la fereastră. Omul și femeia se duceau cu pași grăbiți. Însă parcă era alt om, că era lică el însuși. Dacă ar fi știut că Ana doarme, Ghița ar fi plecat să se încredințeze. Se duc grăii el, dar încet. Bine, Ghiță," răspunse Ana, să dormim, să dormim." Însă ea nu putea să doarmă. Fusese trezită din somnul cel din tâi, turburată de gânduri grele, și în cele din urmă o apucase răniște fierbințeli care nu mai lăsau să se astâmpere. Ii fu peste puțin timp cuprins de un somn adânc. Afară început să bată vântul, iar ea frământată de muncile nopților petrecute pe nedormite în culcușul îndrășmășit. Târziu după miezul nopții, câinii se mișcară de a treia oară. Ana aș opri răsuflarea, se date tiptil din pat și se apropie de fereastră. Lică se întorcea singur despre funduren la cărciumă. Acum ea le înțelegea pe toate. El a fost undeva și a făcut ceva cu știrea lui Ghiță. Doamne, zise ea îngrozită, ce-a căzut pe capul meu? Dar Ghiță era bărbatul ei. Ar fi dorit să-i fi secat lumina ochilor în clipa când a ajuns la fereastră, pentru ca să nu vadă și să nu știe nimic și i se răcit tot sângele când se gândi că vor fi aflat și alții. Era târziu, marți dimineață, când Lică ieși cam nedormit la lumina zilei. Ploua și le spunea oamenilor că avusese dreptate când zicea că are să se schimbe vremea și că tot era mai bine dacă pleca ieri, pentru că nu era silit să umble pe ploaie. Ghiță luase hotărârea să nu aștepte decât plecarea lui Lică, apoi să-și pună caii la căruță și să se ducă la Ineu ca să-l caute pe pintea însă el dormise bine peste noapte și mai ales acum, după ce-l văzu pe Lică, își schimbă gândul. La urma urmelor nici nu prea știa ce ar fi având să vorbească cu Pintea. Gândurile pe care le avusese în seara trecută se strecuraseră toate, încât parcă le visase numai, și de când știa că și Lică are o slăbiciune, el îi părea un om mai bun în felul lui, decât cum îl crezuse și era greu de bănuielile pe care și le făcuse în sa asupra lui. Iar Ana, întâia oară în viața ei, simți tragere de inimă pentru Lică și zise la plecare din toată inima noroc bun, căci soarta soțului ei era acum legată de a lui. După plecarea lui Lică, ea îl trase pe ghiță la o parte și grăi. Am o vorbă cu tine, nu acum, dar când îți prins vremei. Bine, răspunse el pus pe gânduri. Spune-mi acum. Nu acum, ghiță, îi zise ea, ci când vom putea vorbi în tihnă. Caută-ți de rând cu oamenii, precum vezi, voiesc să plece. Făcându-și socoteala cu drumeții, ghiță se întreba mereu ce o fi având nevasta să-i spună și grăbea mai mult decât de obicei. Dar pe când drumeții erau gata de plecare, iată că sosi și pinta, însoțit de alți doi jandarmi la cărciumă. El venea mai iute și era mai tăcut decât de obicei. Ce fel de oameni așa mai însemnați au trecut ieri pe aici?" întrebă el după ce intră cu și săi în odaia de lângă cârciumă și trase ușa după sine. Nu-i mai țiu minte," răspunse cârciumarul rece. Ei, trebuie să aflu, grăi pintea scurt și hotărât. Ghiță privi lung la el, apoi la ceilalți doi și grăi dezghețat. Dacă voi ați sta mereu aici, atunci aș putea vorbi cum îmi place. Dar voi veniți numai din când în când și așa, trebuie să fiți oameni cu minte și să nu cereți să-mi bag capul în primejdie, ori să vă spun minciuni. Eu nu știu de ce mă întrebați, dar pot să vă spun că la asemenea întrebări n-am să răspund niciodată. Dacă nu vă este destul atât, luați-mă strâns legat și duceți-mă cu voi. La nevoie așa o să facem, răspunse Pintea, deși ai și tu toată dreptatea. De aici înainte ei vorbiră despre altele, în vreme ce Pintea le făcu tovarășilor să-i semn să iasă. Rămânând singur cu ghiță, el privi câteva timp jos, țintă înaintea sa, apoi grăi. Lui Lică îi spui tot și mie nu-mi spui nimic. Nu i-am spus lui Lică până acum nimic. Va fi știind, răspunse ghiță, dar de la mine nu. Pinta privi lung și aspru la fața cărciumarului, ca și când ar vrea să afle adevărul din ochii lui. Atunci zise el într-un târziu: Poate că ai vreo slugă. Ghiță de te din numeri. Nu-mi vine să cred, dar va să fiu cu ochii în patru. Deodată el trăsări, ca deșteptat dintr-o gând, care iluminează tot capul. Cunoști tu pelică? întrebă el Iute. Îl cunosc. Bine? Bine, n-am fost prinși împreună? Nu împreună am stat închiși? Tu ai fost închis? Întrebă ghiță tulburat. Da, furaserăm niște cai, Lică și eu, și ne-au dat de urmă. Au împușcat pe Lică la picior, căci altfel nu ne dădeam prinși. Va să zic că tu ai fost prins odată, grăi ghiță încă dată. Dar ce dracu, strigă pintea râsând, aș fi oare ceea ce sunt. Dacă n-ar fi dovedit că știu toate potecile și toate apucăturile tovarășilor mei de mai înainte? Dar ce vrei să-ți spun despre Lică? Ghiță-și pierduse rostul și începoase teme de omul la care ținuse atât de mult mai înainte. Vroiam să te întreb, zise el cu jumătate de gură, dacă Lică are slăbiciune pentru muieri. Pentru muieri? răspunse Pintea. Pentru nimic. Nu-i vorbă. Îl apucă din când în când, dar slăbiciune nu are. El are o slăbiciune, una singură, să facă, să se laude, să ție lumea de frică și cu toate acestea să râdă și de dracul și de mumăsa. Să râdă de noi, ghiță, de noi, urmă el mai aprins. Dar ghiță, sunt de 38 de ani. Mă spânsuri dacă împlinesc 40 de ani, fără ca să-i arăt că mai sunt și alții mai și mai decât dânsul. Mi-a făcut una pe care n-am să o uit toată viața. Atunci înțeleg, grăiu curciumarul, încălzindu-se din nou. El îmi zicea să-i aduc o slujnică la cârciumă, ca să-i pună adică om de pândă în casa mea. Și acum Ghița alegea în el vorbele cu care să-i facă lui Pintea împărtășire despre cele petrecute între el și Lică, și stătea la luptă cu sine dacă nu ar fi poate mai bine să tacă. Pentru că trebuie să știi, urmă el cam cu jumătate de gură. Lică a umblat mult după mine. Stăi, strigă pintea, tăindu-i vorba. adă una, lasă-mă să-ți o aleg eu și grija mea de dânsa. Bine, grăighiță, ghiță, dacă socotești tu, dar acum nu mai pierdem vremea. Cine a fost ieri pe aici? Pinto, nu mă întreba că nu pot să-ți răspund. Stai să ne înțelegem. grăii Pinte a mâhnit. Dintre două, una. Ori vorbești cu mine pe față, ori mă lași dracului. Înțeleg că nu le spui altora, dar mie. Ție ți-aș spune, răspunse ghiță, dar dacă îți spun ție, spun la toată lumea, fiindcă tu ești dator să le spui și altora. Uite, întreabă-i pe drumeți, întreabă-l pe slugă. Silește-l să-ți spună, dacă nu te mira dacă l voi alunga de la casa mea. Te înțeleg, se Pintea, mai dumirit. Să fie precum zici tu. Știi tu de pielea cu e vorba? Astă în noapte l-au călcat doi inși pe jidovul, l-au bătut, de a nevoia se mai pune în picioare și au luat, după cum spune el, peste Dumnezeu știe câți bani de la dânsul. Ghiță? Pacă nu înțelegea bine. Pe care jidov? întrebă el. Pe arendașul? Da, pe arendașul. Treaba asta nu putea să o facă altul decât Lică. El are obiceiul de a se pune cu puțin la cale, pentru ca să se știe mai adăpostit de prostia altora. Ghiță nu se mai îndoia că acei doi au fost săilă și buză ruptă, care pleca să reier seara spre Ineu, însă el nu putea vorbi. Lică nu putea să fie, zise el hotărât, Piel îl cunoaște arendașul. Apoi, da, răspunse Pintea, tocmai erau cu fețele acoperite și arendașul zice că îi se părea ca și când ar fi fost Lică. E bine, nu se poate, grăie ghiță îndărnicit. Lică a dormit astă noapte aici în casa mea și n-a plecat decât abia acum. Pintea stăte câtva timp pe gânduri. Când a venit, întrebă el, ieri pe la amiază zi. Cu cine a stat? Va să afli de la slugi. Si poate că el a pus treaba la cale. Eu am cuvinte să o cred asta. Ferească Dumnezeu, grăi pintea ridicându-se. Un lucru să știi și să-l ții totdeauna minte. Lică nu se bizuie niciodată pe alții. Pune caii și ți-a -ți slugile ca să vii cu mine. Ceilalți doi rămân aici. Ana rămase cu inima încleștată, când ghiță îi spuse că trebuie să plece cu pintea și cu slugele la ineu, deși vedea însă din fața lui că e ceva neobișnuit la mijloc, ea se mai liniști când se gândi că pintea e omul lui Ghiță, bapa că numai acum înțelegea pentru ce Ghiță și-a dat silința să se pună bine cu pintea și părea bine că pleacă tocmai cu dânsul. Dar inima cu toate acestea îi bătea mai tare decât de obicei și temerele ce se deșteptaseră peste noapte în sufletul ei nu se mai slăbeau. Maică, îi zise ea într-un târziu bătrânei, cum ți se par lucrurile aici la noi la cârciumă? Cum mi se par, răspunse bătrâna, le vezi și tu ca mine, merg bine. Da, merg bine aici în curciumă, urmă nevasta, dar la noi în casă. Nu-l vezi tu pe ghiță că e mereu pe gânduri, că nu se mai dă în vorbă cu noi că de va timp parcă nici nu mai suntem nevastă și bărbat. Așa sunt vremile grăii bătrână. Ghiță e om harnic și sârguitor și așa se gândește mereu ca să adune ceva pentru casa lui. Are și el ca tot omul o slăbiciune, îi de inima când își vede spogul. E bună slăbiciunea asta și nu trebuie să te mâhnești pentru ea. Rabdă, că de folosul tău rabzi și nici nu ai prea mult de răbdat. Bine, mai că zise Ana, dar dacă el ar începe să caute, câștig nelegiuit. E vorba și de noi. Ar trebui să ne spună și nouă ce face. Bătrâna -te, te câtva timp pe gânduri, apoi grăim tristată. Nu știu fata mea și nici nu caut să-mi dau seamă. E multă nenorocire în lume și oamenii și-o împart între dânsii. Dacă ți-a căzut o parte mare și bătaie de cap, și sfat, și bogăție, și mărirea lumească, toate sunt în zadar. Ana stătea dusă în gânduri. Când auzi, suruitul unei trăsuri boierești cu trei cai și un fecior pe capră. Ghițăne ne fiind acasă, Ana și bătrâna ieșiră să primească pe cei veniți. Afară ploa ca din ciur. După ce feciorul sări de pe capră și deschise ușa cu geamura trăsurei, Si vi o doamnă ca de 28 de ani, înaltă, cu obraji plini, cu ochii mari albaștri și cu părul auriu, îmbrăcată de sus până jos în negru și de mână cu un copil de 5 ani, slab și bolnăvicios. Ea ai făcut un semn feciorului, trei iute sub cerdac, apoi privi la Ana ca și când ar voi să o întrebe unde își poate găsi un altă post mai retras. Ana o duse în odaia de lângă cârciumă dar frumoasă e, bat-o sobată, grăi bătrâna plecând în urma lor. În clipa când erau să intre în odaie, străbătu un fulger printre nori și căzu un tunet puternic de care se cutremură toată valea. Vai de mine! strigă drumeața, oprindu-se speriată în prag. Închideți ferestrele că ne trăsnește pe toți aici în cârciumă. E minunea lui Dumnezeu acum toamna grăi bătrâna, făcându-și cruce și grăbind să închidă ferestrele. Dar nu vă temeți, domnișoară, Dumnezeu nu-l lovește decât pe acela care vrea să-l pedepsească. Da, Dumnezeu, grăi drumiața, așa pentru dânsa, totdeauna Dumnezeu și numai El. Poftiți ceva, o întrebă Ana după ce se așeză. Să stea ploaia ca să pot pleca mai departe, îi răspunse asta cam peste umăr. Ana se retrase și închise ușa în urma sa. În vremea aceasta, vizitiul de sămase caii și dusese la grajd, iar feciorul se retrăsese sub cerdac, unde stătea rezemat de un stâl privind din când în când la jandarmii care ședeau în cârciumă. E foarte tristă, grăi Ana, apropiindu-se de dânsul. El se îndreptă și curăți mâneca, pe care se răzimase cu mâna, apoi răspunse, da, e tristă. Unde mergeți?" întrebă cârciumărța. Nu știu, grăi feciorul, privind mai cu din adins în fața ei, ca să vadă dacă îi poate vorbi. La ineu, pare mi se, n am mai umblat pe aici. Pe aici sunt pădurile cu turme de porci? Da, îi răspunse Ana, în toate părțile cât vezi cu ochii. Are turme? Așa se zice grăi feciorul dând din numeri. Dar pe cine jelește? pe bărbatul său. S-a împușcat acum trei săptămâni. S-a împușcat? strigă Ana speriată. Pentru ce? Nu știu, răspunse feciorul dând iar din numeri. Dumneata înțelegi, adause apoi peste puțin timp depărtându-se, că asta nu e o moarte firească și că trebuie să fie o taină la mijloc. Sărmana femeie, grăi Ana înduioșată. Pe când Ana i povestea bătrânei cele ce aflase despre dumeața cea frumoasă, se întoarse și vizitiul de la grajd și se puse pe laița de sub cerdac. Le dau dracului toate și cai și căruță și stăpână, zise el amărât. Îmi vine să o iau aici în pustietate și să mă duc pe aici încolo. Taci, mai că te aude, îi zise feciorul, trăgând cu ochiul și destul de tare pentru ca stăpâna să-l poată auzi, cum trebuia să-l audă și pe vizitiu. Fi cu minte urmă apoi mai încet și se așeză cu fața la el. Nu știi tu că de câte ori venim pe la ineu, ne întoarcem încărcați ca stupul. Ai vorbit cu cărciumărița? întrebă vizitiul. Aș, ți-ai găsit omul, răspunse feciorul. Asta nu ți încarcă socoteala. Lasă ca am eu omul meu la ineu, unde stăm cu stăpâna, dacă i-ar da Dumnezeu să mă lui un gând bun, grăi visitiul, să ne mai amâne până duminecă cel puțin. Feciorul trase ea cu ochiul, drept semn că acum va ști să o pună și pe aceasta la cale. Apoi ei rămase rătăcuți față în față, privind țintă unul la altul, ca și când fiecare ar avea să-i spună celuilalt ceva dar stă pe gânduri și nu află vorba potrivită, ori nu cutează să se dea fără șovăire pe față. La ce te gândești tu acum?" întrebă visitiul într-un târziu. Hă!" îi răspunse feciorul, zâmbind pe subunstațe. Pare mi să că tot ce e la ce te gândești și tu, dar ce ne pasă nouă?" urmă el peste puțin mai deschis. Nu-i așa? Ce-ți pasă ție? Ce-mi pasă mie?" Un lucru știu, că de câte, câte ori venim la Ineu, ne întoarcem cu bani, cu bani mulți. Dar eu tot aș vrea să știu de unde ia stăpâna noastră banii, îi întâmpină vizitivul. Pentru că, drept să-ți spun, eu nu cred să aibă ea tocmai atâtea turme pentru câte ia banii. Nici eu nu știu, grăi feciorul, privind cam îngrijat în prejur. Nici eu nu știu, adăugă apoi mai încet și plecându-se peste masă dar de când cu moartea stăpânului, parcă bănuiesc un lucru. Uite, eu numai acum încep să înțeleg. Tu știi că de sămădăul se vorbesc multe. Bine, de câte ori ne întoarcem de la Ineu, ea pleacă peste câteva zile în sus, în țara nimțească. Apoi lanțul de aur pentru care erau să-l închidă pe stăpânul nostru dacă nu se împușca. Îl țiu minte de cât fusese răm în rândul trecut la Ineu. Adică tu crezi că să mă dăul fură și i-a vinde, grăi vizitiul cu îndoială. Nu cred, îți spusei că parcă mi-ar veni să bănuiesc. Să vedem de aici înainte. Las pe mine, zic las pe mine, căci dacă ar fi să fie, ne-a văzut Dumnezeu pe amândoi și pe mine și pe tine. Cum adică? Las pe mine, răspunse feciorul, sărind în picioare ca să primească poruncile stăpânei, care ieșise sub cerdar spre a vedea dacă ploaia n-a mai slăbit. Nerăbdătoare cum era, ea de te că să prindă caii, căci nu voia să mâie peste noapte la cârcimă și ca să nu apuce noaptea pe drum. Friciorul și vizitiul începură să facă gură că nu pot pleca pe astfel de vreme, că omoară caii, că e greu pentru dânșii, că drumul e rău, însă hotărârea ei era nestrămutată. Însă a o sfătuie și Ana să rămâie peste noapte la cârciumă și să nu se teamă, deoarece în curând are să sosească și ghiță, pasun chiar și jantar la cârciumă. Noi nu stăm cât stăm aici, grei unul dintre jantar, dar tot e bine să mâineți aici. Sunt aproape două ceasuri și cum e drumul, a nevoia mai susiți cu ziua la ineu, iar lucrurile sunt rele. Ce să vă plătesc ca să veniți cu mine? întrebă ea. Nu putem răspunse jandarmul. Trebuie să stăm aici până ce ne va veni altă poruncă. Puneți ca ei, strigă drumeața întărătnică. Voi știți că nu cer nimic de ceva de la voi. Adause apoi peste puțin și aruncând o bucată de hârtie peste masă, ceru socoteala. Ana lua hârtia, privine dumărită la ea, apoi întrebă, cam sfită, nu s-ar putea să-mi alta, lipsește un colț, și eu nu prea mă pricep la bani. Dumeața scoase zâmbind o pungă mare și plină de hârtii noi nouțe, luă una dintre ele și o dete, apoi se găti de plecare. Ana privindu i oșată în urma ei. Vederea acestei nenorocite îi dăduse liniștea pierdută, dinpreună cu simțământul de încredere al omului care se simte mai norocos decât alții. De când ghiță plecase, ea era cuprinsă de tot felul de temeri nu știa nimic despre cele petrecute la casa arendașului, căci ghiță nu avusese timp să-i vorbească, iar jandarmii nu aveau voie să se deie pe față, ca unii care stăteau să păzească casa. Cu toate acestea, după cele petrecute peste noapte la cârciumă și după plecarea grabnică a lui Ghiță, ea nu se mai îndoia că e la mijloc ceva ce poate să pună capul lui Ghiță în prineștie. Din când în când, iarăși își schimba gândurile. Îi părea peste putință ca Ghiță să se amestece între burele. Nu își zicea ea, Ghiță e om drept și blând la fire, dar e om cu minte și nu voiește nici să audă, nici să vadă, nici să știe nimic. Nu voiește să ați semânia oamenilor răi. Când aflase despre soarta drumeței, gândul acesta bun nu o mai părăsea și îl aștepta cu nerăbdare pe Ghiță ca să-l mângâie prin o vorbă bună. Câtva timp după plecarea trăsurii, ploaia mai îngădui și început să bată vântul, iar înspre Bihor ceața din când în când se mai rărea și cerul parcă era să se lumineze. Dă, Doamne, să se mai însenineze grăii Ana, care stătea înaintea cârciumei, privind când în calea soțului său, când înspre norii care treceau repede pe deasupra văii înspre apus. Dar timpul trecea și căruța lui Ghiță tot nu se mai ivea în culmea dealului pe drumul pustiu, iar Ana tot mai mult se lăsa în voia presimțirilor ei. Plecând cu pinta și cu slugile la ineu, Ghița a avut pe drum destul timp să se gândească la strânturările sale. El nu se mai îndoia că oamenii cu fețele acoperite, care îl călcaseră pe arândașul, nu erau alții decât buză ruptă și săilă boagul. Erau doi oameni cu care nu avusese niciodată avere mai înainte și pe care nu i-a văzut niciodată în viața sa. Însă ei petrecuseră mai multe ceasuri cu dânsul și plecaseră de-a dreptul de la cârciuma lui, ca să-l calce pe arendașul. Și asta putea să dea loc, dar bănuie Mai multă grijă îi făcea lui Ghiță un alt lucru. Se temea ca nu cumva să se dovedească ceva asupra lui Lică. Înaintea judecătorului, față în față cu crucea și lumânările aprinse, el nu putea tăgădui că a avut dar lică și trebuia să spună toate cele petrecute și din două una. glică ajungea să fie dovedit și pus la pedeapsă și atunci nici cerchiță ca om însuțit cu un făcător de rele, nu putea să scape cu obrazul curat. glică scăpa și atunci ghiță trebuia să se teamă de răzbunarea lui. Cu cât mai mult se apropia dar de ineu cu ghiță, cu atât mai puțin se gândea la cele petrecute peste noapte. Era vorba de el însuși, făcuse fie din sântorare, fie din slăbiciune, lucruri care puteau să dea loc la bănuie grele nu se simțea cu desăvârșire nevinovat și se temea ca nu cumva să se dea stădată dată pe față și vina lui. Dacă ar fi fost un om mai cu inimă deschisă, el ar fi vorbit lui Pintea fără de șovăire și l-ar fi rugat să potrivească lucrurile pe cât era cu putință, așa că să nu iasă la iveală dar avelele sale cu lică. Simțea însă că s-ar strica cu Pintea care lura din toată inima pe lică, dacă i-ar vorbi acum despre aceasta. Se mustră dacă nu a făcut-o pe când erau singuri, când îi putea vorbi în tihnă și să îi le fi spus, toate din fir în păr, ca să nu-l mai lase nedumerire asupra purtărilor sale față cu lică. După ce intra în ineu, ghiță a început să schimbe la fețe. Era greu că tocmai acum, după cele petrecute peste noapte la casa arendașului, oamenii îl vedeau în căruță cu un jandarm. Dacă s-ar fi simțit nevinovat, el s-ar fi mângâiat cu gândul că mai curând sau mai târziu îi se va devoi din nevinovăția și vor rămânea de rușine toți aceia care îl cârtesc acum și se învoiesc pe la portiței, ca să-l vadă în strâmbtorarea lui. Această mângâiere însă el o perduse de mult. Ei traseră la cazarma de jandari. Pe când slugile deshămau caii, oamenii începura să se aduna în partea cazărmii ca să vadă cele ce se petrec și precum oamenii se adunau, Ghiță simțea că îi se împânjenesc ochii. Aș vrea să-ți grăiesc o vorbă, îi zise el lui Pintea. Pintea, care de la mora cu un oroc până aici, abia grăise câteva cuvinte privi lung la el. Atât ar mai trebui, răspunse apoi, după ce slugele se mai depărtară. Nu ne mai rămâne decât să ne vadă cineva vorbind în taină. Fii om cu inimă și te lasă pe mine. E foarte greu, când ai voie să-i grăiești cuiva o vorbă care ți vine din fundul inimii și nu poți, e însă mai greu când simți că numai această vorbă poate să alunge gândul rău pe care și-l face despre tine un om la care ții. Greutatea aceasta o simți ghiță întreagă. Când îl văzu pe pintea depărtându-se, el se trase mai mult purtat de o pornire firească decât din adins la o parte, ca să nu-l mai vadă oamenii adunați la poartă, Apoi rămase sub zidul cazărnii. Da, își zise el într-un târziu: Sunt un om fără de suflet, n-ar fi trebuit eu să plec și fără de a o fi întrebat ce are să-mi spună. Pe când el stătea aici, Pintea, care se ținut de vorbă, îl lua înainte de toate pe laie și îl duse înaintea comisarului. Un om înalt și uscățiv, cu mustața lungă și răsucită, ne-a stâmpărat și cam a spus la vorbă. La ebiet nu știa de ce e vorba, însă îi fusese destul să privească odată în fața stăpânului său pentru ca să simță că e o primejdie la mijloc. Văzându-se dar față în față cu comisarul, el începu să tremure și să spună că el nu știe nimic, fiind care de lucru la grajd, iar seara se culcă de vreme. Atât era destul pentru că comisarul să se simtă întărit în bănuielile sale și să-l ia mai în scurt. Astfel, Laie mărturisi cu inima încreștată că într-o duminică lică să mădăul, venind cu doi tovarăși la mora cu noroc, l-a deșteptat cu ghionturi din somn, că în urmă stăpânul său l-a trimis la popa din fundureni, dar el nu s-a dus, ci s-a ascuns într-un cârg. Cu toate acestea, câteva zile în urmă, ducându-se pe vale în sus ca să aducă vacile de la iarbă, s-a întâlnit cu lică și răuți care l-au luat întrebite și i-au zis că-i sfară mă dacă va mai îndrăzni să stea la pândă. De atunci s-a ferit de lică și de oamenii lui, care nu l-au întrebat niciodată nimic și cărora nu le-a spus nimic. Auzind aceste mărturisiri, pintea și încreți prin cenele. Îl cunoștea destul de bine pe lică pentru ca să știe că el nu a venit în duminica aceea degeaba la moara cu noroc. Însă el nu se putea lăsa pe mărturisirile deșirate ale lui Laie. Comisarul ca om mai pripit era din potrivă încredințat că a dat de urma unei fapte ascunse până acum. Aducându-l dar pe marți, început să-l întrebe înainte de toate asupra acestei fapte. Marți, care intră mai nesfiit, nu știa nimic despre cele petrecute atunci duminică, însă din mărturisirile lui Comisarul află că Ghiță are o verigă de sârmă pe care sunt înșirate semnele turmelor lui Lică, de la care a primit în mai multe rânduri porci și că luni, ca ieri, Lica a stat cu răuț, cu busă ruptă, cu săilă boarul și cu Ghiță la cârciumă, că ei au vorbit cam în taină despre arenda și că în amungul serii, busă ruptă și cu săilă au plecat spre Ineu. Răuț a luat-o pe vale în sus, la pădure, iar Lica a rămas până dimineața la cârciumă târziu apoi, cam pe la miezul nopții, s-au mișcat câinii și... Așa el, marți, a ieșit afară și văzând un om și o muiere, a întrebat cinei. Răuț a spus atunci oameni buni. De cuzori însă el iar s-a deșteptat, fiindcă iar se mișcau câinii. A ieșit și a văzut că răut se duce cu muierea aceea. Acum Pintea știa destul. La început el se tupură. Care va să zică, ghiță era oarecum lui Lică. El îi păstra semnele turmelor, primea daruri de la dânsul, era înțeles cu săilă și buză ruptă care păreau a fi venit la ineu ca să-l calce pe arândaș. Comisarul ar fi dorit să fie cineva de față ca să-i se poată lăuda cum, în mai puțin de 24 de ceasuri, a dat de urma făcătorilor de rele. Pinta însă, ca om să ce era, își lăsa totdeauna vreme și cu atât mai puțin putea să se pripească acum, când era vorba de niște lucruri pe care nu-i venea să le creadă. Îl socotea pe ghiță om cinstit și vrăjmașa lui Lică și chiar acum, după cele ce aflase, ar fi fost gata să schimbe deodată părerea. Îi era rușine să-și facă mărturisirea, că s-a înșelat așa de strașnic și în cele din urmă ținea atât de mult la ghiță încât îl durea inima să piardă buna părere pe care și-o făcuse despre el. Însă tocmai pentru aceea era mai chipsuit decât totdeauna, căci el nu auzise numai singur mărturisirile lui Marți și un glas tainic îi șoptea mereu. Și dacă totuși te-ai înșelat și dacă totuși ai rămânea de rușine, el nu se pripi, dar ce rugă numai pe comisar să-l țină prins pe Marți. Mie nu prea îmi vine să le cred toate câte ne-a mărturisit, zise el. Lică nu se bisuie pe nimeni, nu se dă așa lesne de gol nu se lasă în darave cu niște oameni precum îl știe toată lumea pe cârciumarul de la moara cu noroc. Nu-i vorbă, trebuie să fie ceva la mijloc, dar lasă-l pe mâna mea, că scot eu adevărul din el. Și apoi ca să-l cheme pe ghiță, care petrecuse tot timpul acesta cuprins de un viu neastâmpăr, el îi zise încet, Bagă de seamă că, precum stau lucrurile, nu vei putea să te mai întorci acasă decât pe bună chesășie. Ghidă rămase ca trăsnit din senin. Adică, tocmai tu mi-o faci mie, zise el cu glasul înăbușit de nevala sângelui. Fii cu minte, îl întâmpină căprarul. Tu vezi că n-am încotro. N-am încotro. Aceasta e o vorbă pe care de obicei nu o înțelege decât acela care o grește, căci nu mai rar se întâmplă ca un om să înțeleagă strânturarea în care se află alții. Bine, zise dar, chiță, și își ridică capul cu îndrădnicie ca omul care își adună toate puterile și se simte destul de tare spre a nu mai căuta ajutor la alții. Dumneata ești prieten cu lică să mă dăul? îl întrebă comisarul Camascu, după ce află de la dânsul că Lica a petrecut ca ieri cu săilă și cu ceilalți la cârciumă. Ghiță se aștepta la această întrebare, cu toate aceste, ea îi luă pacă pământul de sub picioare, dar trebuia să răspundă fără întârziere. Prieten, zise el, tocmai prieten n-aș putea zice că-i sunt. Cel puțin el nu îmi este mie prieten. E însă un om ce are multe dar averi pe drumuri. Trece des pe la cărciumă. Un om cu care nu aș voi să mă stric. Așa, nu ai voi să te strigi. Grăi cam în bătaie de joc comisarul, care e numai decât simți că aceasta e întrebarea cu care poate să-l scoată din sărite pe ghiță. Dar ce folos ai dumneata din aceea dacă nu te strici cu el? Folose nu prea am, răspunse cărciumarul, dacă veți înțelege că s-ar putea să am pagube dacă m-aș strica. Apoi adăugă el mai cu jumătate de gură. Omul bea mănâncă, el și oamenii lui, iar eu m-am pus ca cârciumar pentru a asemenea oameni la marginea drumului. Se înțelege, urmă comisarul, apăsând asupra vorbelor. El plătește bine. Da, răspunse Ghiță, începând a se tulbura. Dacă nu are bani, îmi dă porci. Va să zică porci îți dă, grăi acum comisarul, apropiindu-se de dânsul. Dumneata știi că lică să mă dăul? Eu om bănuit, de unde știi dacă porcii pe care ți-i dă nu cumva sunt defurat? de furat? Peghița începură să-l treacă sudurile reci. Îi părea un lucru nedrept să fie silit a se destrămii față de un om pe care nu-l mai văzuse niciodată în viața sa când era de față și pintea prietenul său, cu care se stricase tocmai fiindcă îl lăsase în nedumerire asupra a sale cu lică dar și astă dată trebuia să răspundă și să spună adevărul, căci nu știa ce va răspunde Lică la vremea lui. Am toate semnele turmelor lui Lică tăiate în bucăți de piele și înșirate pe o verigă de sârmă. Mi le-a dat el însuși, grăi da ghiță mai liniștit. Așa, zise ea comisarul, ți-a dat semnele turmelor sale și nu ți s-a întâmplat niciodată ca el să-ți dea porci care nu purtau niciunul din aceste semne? Da, răspunse Ghiță hotărât. Ca omul care și-a prinde casa în cap, apoi aruncă o privire la pintea ca și când ar fi voit să zică, asta ți-o spun ție. Comisarul își pierdu răbdarea în față cu liniștea lui Ghiță. Nu știi dumneata, îi zise el aprins, că numai hoț cu hoț se însoțește și că legea îl pedepsește pe acela care primește lucruri de furat. Ghiță privi din nou la pintea și văzând mânia ce se oglindea în ochii lui Mar și în spricenele încrețite, își ridică capul și își potrivi hainele pe trup, în vreme ce vinele de la tâmple, din ce în ce îi se umflară. Domnule comisar, zise el așezat, nu te încrunta la mine că n-ai pentru ce. Așa este, am primit semnele turmelor lui Lică, pentru ca să-i pot spune dacă trec porci furați din turmele lui pe la cârciumă, ba când mi-a dat porcii pe care puteam să-i bănuiesc, n-am venit aici să vă spun domniei voastre. Dar să nu mi-arunci mie vorba asta, urmă el lundu și având, că dacă e așa, eu trebuie să vă arunc domniei voastre. Dacă nu știți să curățiți drumurile de oameni răi, cum îl credeți pe lică, atunci rămâneți cel puțin drept și nu-i năpăstuiți pe aceea pe care tu dumneavoastră îi lăsați în strântorare. Li părea rău lui Ghiță că grăiește aceste cuvinte și chiar atunci când le rostea, se mustra pentru ele, că știa că îl vor umple pe comisar de mânie, însă el nu se putea stăpâni. Trebuia să dea odată pe față gânturile pe care le purtase atâta vreme în inima sa. Trebuia mai ales acum, când era de față și Pintea, pe care nu vroia să-l mai lase în nedumerire. Dar Pintea era cu toate acestea nedumerit, căci deci el nu aflase tot ce trebuia să afle. Și le aflase chiar și aceste puține numai acum, ca din întâmplare, numai pe când Ghiță era strânturat, nu numai înainte pe când se aflau singuri. Cât despre comisar, el se făcu roșu caracul și era o clipă în stare să ridice mâna și să dea înghiță. Însă el simțea că de aici înainte îl ține strâns pe ghiță și se poate juca cu el, cum pisica se joacă cu șoarecele. Înțeleg, zise el, dar stăpânindu-se, nu te-ai întovărășit cu lică decât la strâmtorare. Mie prea puțin în pasă de ce te-ai întovărășit, Destul că știu că trebuie să te pun în rând cu el. A stat lică toată noaptea singur? Nu, răspunse cârciumarul, adunându-și din nou puterile. Puțin după ce s-a înserat, a venit la el un om cu o muiere. Puțin după ce s-a înserat, dă-ți bine seama, nu cumva era mai spre miezul nopții. Tocmai mă culcasem, răspunse ghiță cam turburat. Tocmai te culcasești, grăi comisarul. Eu nu știu când ai dumneata obiceiul să te culci. Dacă să fie așa, cine era omul acela? Nu știu. Nu cumva era răuț? Tot răuț care plecase de cu seară? Nu, răspunse ghiță hotărât. Ei bine, urmă comisarul nerăbdător. Au stat omul cu muierea până dimineață la lică? Nu, răspunse iar ghiță. Au plecat iar peste puțin. Peste puțin? O bine minte și asta? Nu cumva era zor de zi. Tocmai a țipisem, grăie Ghiță cam speriat. Câtva timp este tărătos trei netumeriți, ca și când ar fi auzit undeva ceva și ar voi să-și dea seama ce era ceea ce auziseră și unde și cum. Ghiță, care nu știa nimic despre mărturisirile lui Mart, nu înțelegea unde bate comisarul cu întrebările lui. Iar răpintea și comisarul, văzând mărturisirile celor doi oameni luați la cercetări, își dădeau silința să se dumirească asupra lor. Comisarul, care din mărturisirea lui Marți își făcuse gândul că buză ruptă și săilă au călcat de cu seară pe arândaș, iar spre miază noapte răuța a venit să-l vestească pe lică despre cele petrecute și să-i aducă poate o parte din lucrurile răpite, îi dacă Ghiță spune din adins un adevăr. El făcu da câțiva pași înainte, privi astfel în ochii lui Ghiță și întrebă. Care va să zică, omul care a venit cu femeia nu era răuț, iar el a venit numai seara, după cum am zice, chiar pe timpul când arendașul fusese călcat și a plecat peste puțin? Pintea făcu un pas înainte ca să-i cadă mai în față lui Ghiță, își trase cu mâna peste față și încrețiți prin cenere. Dacă e așa, aș zise el, atunci Nica a plecat, l-a călcat pe agândașul și iar s-a întors la cârciumă, iar Ghiță e nepăstuit. Purtat de acest gând, el privi drept în fața lui Ghiță și-i făcu semn să zică da. Nu pot să jur," răspunse Ghiță, cu toate că nu-i scăpase acest semn. Stăteam la fereastră și poate că n-am auzit și n-am văzut bine." Poate că era răut. Apoi a țipise mai înainte de a fi plecat ei și nu pot să-mi dau seama de timpul care a trecut la mijloc. Dumneata, ai vorbit cu Lică și cu ceilalți despre arendaș, vorbi, comisarul stăruitor?" Da," răspunse Ghiță. Că am scos din sărite prin această trecere neașteptată de la un lucru la altul. Însă numai cu Lică singur, care m-a întrebat când vine arendașul, fiindcă ar fi avut, precum zicea, o vorbă cu dânsul. Numai atât? Numai. A mai auzit cineva? Nu cred, răspunse Ghiță strântorat. Mă luase la o parte. Apoi, dacă nu aveați altă de vorbit, grăi comisarul zâmbind. De ce nevoie aveați să vorbiți în taină? Ghiță de te tulbura din numeri. Pintea nu se mai putu stăpâni. El înțelegea pentru ce Lica a vorbit în taină și cu toate acestea destul de tare pentru ca și alții să-l audă nu cumva zise el, apăsând asupra fiecăreia dintre vorbe. Să mă dăul a vorbit așa pentru ca să te pună la bănuială dacă se va dovedi că el a călcat pe arendașul. Pe ghiță îl trecură odată fiorii. Asta nu e cu putință, zise el, în necade în vala sângelui. Nu se poate, șopti apoi cu glasul pierit al omului ce-și apără viața. Nu pot să dovedesc că atât am vorbit cu Lică și numai atât cât vă spus ei. Dar pot să jur pe pâine și pe sare, pe cruce și pe Sfânta Evanghelie. Când am vorbit mai mult, pot să jur, adause deznădăjduit, că Lică a stat toată noaptea la cărciumă, o vom descurca noi și asta, ca să vezi că știm să curățim umurile de oameni răi. Grăi comisarul mulțumit de capătul la care a ajuns. În vreme ce pintea își mușca buzele și își rupea unghiile de la degete, iar ghiță ședea descordat în fața lor. După cum spusese pintea de mai înainte, ghiță nu putu să se întoarcă acasă decât ca om lăsat pe chezășie. Plecând să-și caute oamenii de chesă și e, el simți că îi slăbeste odată toate puterile. Privirile oamenilor cu care se întâlnea pe drum îl ardeau parcă și așa mergea drept înainte, fără de a mai îndrăzni să-și ridice ochii de la pământ or să privească în lături. Cel din tâi la care se duse, cum său Andrei, fratele Anei, fiind un om neumblat în asemenea treburi, se cam codi când află despre ce e vorba. Aceasta îl făcu pe ghiță și mai nehotărât. Mergând la popa, un văr al său, ca să-l roage și pe acesta, el se opri mai adeseori în cale și dacă nu ar fi trebuit să se gândească la Ana și la gospodăria sa, el s-ar fi dat chiar de pe acum prins, ca să nu se mai pună în sarcina altora. Popa primi bucuros să-i fie om de chezășie, ba îl și îmbărbătă, spuindu-i să nu se teamă de nimic dacă se simte nevinovat însă în același timp îi da sfaturi bune și îl mustra pentru că s-a dus la moara cu noroc. Popa ai făcut totodată și hârtia de chesășie pe care trebuia să o dea comisarului înainte de a pleca și astfel, cam pe la patru ceasuri după amiez, ghiță putu să-și pună caii la căruță și să plece. Dacă când era să plece din preună cu laie, îi veni o femeie înaltă și smeadă, cu buzele subțiri și cu ochii mici, neastâmpărați, și îl vesti să mai aștepte, căci vine și pintea căpragul. Această femeie îmbrăcată pe jumătate țărănește era uța, slușnica pe care o căutase pintea după înțelegerea ce avusese de dimineață. Bine, grăighiță, am mare trebuință de o slujnică, dar nu tocmai acum. Am să vin în zilele aceste să te iau, dar adăugă el peste puțin. Mai stai pe aici până ce vine căbrarul ca să văd cum v-ați înțeles. Singur nu-și dădea bine seama pentru ce, dar era hotărât să nu o ia chiar acum cu dânsul. Însă după ce pintea veni și zise scurt, Iacă, ți-am adus și slujnica, el nu mai îndrăzni să zică nimic, ci-și călcă pe inimă, deși pacă simțea că pintea îi pune această femeie de pândă în casă. Plecând, ghiță mână caii, pintea ședea lângă el, iar la ei se în fundul căruței lângă uța, care și-a dusese în pripă și o legătură cu rufe pe care și-o pusese pe un snob de coceni ca să-și bine. Pintea era tăcut ca de obicei, iar ghiță ședea ca pe spin lângă dânsul. – Să nu te miri, îi se pintea într-un târziu. Eu am poruncă să-ți caut casa pentru ca să văd dacă nu voi găsi ceva ascuns în casa ta. Știu că n-am să găsesc nimic, dar trebuie să mă supun la poruncă. Obosit cum era ghiță, nu putu să-și dea seama numai decât despre înțelesul acestor cuvinte. Adică și asta, spuse el cam nepăsător, n-au fost destule cele de până acum. Bine, Pinto, adăugă apoi peste puțin mai viu. Spune-mi tu pe sufletul tău, mă crezi ori nu mă crezi pe mine vinovat? Nu mă întreba că nu pot să-ți răspund că pragul apăsând asupra vorbelor. Ghiță tre și ochii se umplu de văpaie. Înțeleg, se el, aceste sunt cuvinte pe care ți le-am zis eu ție azi dimineață. Vrei să mi le aduci aminte, dar să știi un lucru, nu se poate să-i faci unui om o mai mare nedreptate decât să-l mustri pentru o greșeală pentru care își face el însuși destule mustări. Dacă n-ai destulă vreme să mă cunoști, rușine să-ți fie de slăbiciunea ochilor tăi. Noi bănuim pe toată lumea, grăi căprarul. Asta ne e meseria. Să-ți fie de bine, răspunse ghiță, Privindul l cam peste umăr. Crede-mă că prea puțin îmi pasă dacă mă crezi, ori așa, ori altfel, eu tot eu rămân. Pintea nu era omul care să răspundă la asemenea vorbe. Ei își că dacă calea în tăcere, înșirând fiecare gândurile sale. Pintea spusese adevărul când zisese că bănuiește pe toată lumea. O cum se sucea și învârtea, el nu putea părăsi gândul că Lica a fost acela care a călcat pe arândașul, și îl cuprindea un fel de nebunie când se gândea că și de astă dată îi va scăpa. Îl vedea parcă râzând pe submustață și lăudându-se între pahare. Iar ghiță, fie din adins, fie din nepricepere, ceea ce pentru plintea era tot una, se făcuse apărătura lui Lică, se pusese alăturea cu el, îi dăduse mâna de ajutor. Dar și ghiță vorbise din inimă când îi spusese că prea puțin îi pasă. Acum, când chiar nici pintea nu se sfia, îi spune că îl bănuiește, el se simțea mai bun decât cum îl credeau alții. Prea bun pentru oamenii în mijlocul cărora se afla și dacă mai înainte l-a gândul că nu mai poate umbla prin lume decât sub scutul cinstei altora și că în curând va trebui poate să cadă la închisoare, Acum iar își ridica fruntea, deoarece simțea că toți aceia care îl sândeau, aflându-se la strânturarea în care se aflase el, s-ar fi dovedit mai slabi, mai nesocotiți, ori mai răi decât dânsul. Da, își zise el, am primit porci de furat de la lică, dar voi, fiind puși în locul meu, ați mers mai departe decât mine, ori v-ați fi aruncat cu nesocotință în primejdie. Era o amarnică dezamăgire în aceste cuvinte. În clipa când le zicea, el se simțea mai sărac decât până atunci. Pierduse toate bucuriile, toată părerea de bine pe care omul o simte când vede pe acela pentru care simte tragere de inimă, când îi vorbește, când poate să-i facă vreo mulțumire, când primește o vorbă bună de la dânsul, când se gândește la el. Pierduse mângâierea ce se revarsă peste sufletul omenesc la vederea podoabelor lumii căci nimic nu dă lumii o mai strălucită podoabă decât omul despre care putem să ne facem gânduri bune. Despre Pintea, un fost tovarăș al lui Lică, om ieșit din fundul temnițelor ca să-și urmărească prietenii de mai înainte, om care bănuiește pe toată lumea, fiindcă asta este meseria. Pentru acest om el se depărtase de Ana, soția sa. În acest om pusese el mai multă încredere decât în soția lui dar Ghiță nu se mustra pentru aceste, ci se bucura numai de un nou gând care încetul cu încetul se stricura printre celelalte și îi umplu în cele din urmă sufletul de mângâiere. La urma urmelor, toate acestea le făcuse din dragoste către Ana, din durința de a o vedea veselă și mulțumită, de a o oferi de orice supărare, de orice necaz, de orice gând rău. Cei păsa lui acum de pintea, de judecăți, de tripurile arândașului, ce cei păsa de gândurile, ce-și va fi făcând lumea. Căci mare drept avea bătrâna, când vorbea de liniștea colibei, aici și numai aici e limanul de scăpare, când la nevoie, ca totdeauna lumea te părăsește. Ghița începusă, mâne mai iute, căci drumul îi părea prea lung. Simțea că ea îl așteaptă cu le liniște. Îi vedea neastâmpărul și îi părea o veșnicie la mijloc, Până ce va putea să o vadă și să-i grăiască un cuvânt, numai un cuvânt, numai câteva vorbe. Ano, nu te dumeri, nu te întreba la ce mă gândesc, decât când mă vezi tăcut că -și toate le fac numai din dragoste către tine, care ai luminat zilele vieții mele. Nu-ți face gânduri rele, că nu vreau să împacne cazurile vieții cu mine, ci să le port eu însumi. Ano, te gândește când trece ca un jung prin inimă, când te văd tristă, ori mâhnită. Și ori de câte ori te-ai întrista, ori mâni, eu nu pot să cred altceva decât că eu sunt de vină. Câtă vreme, dragostea către tine îmi va lumina calea, ferită vei fi de ori și ce supărare. Uite, în trei zile plecăm de aici și trăim mai departe cum am trăit-o din Acum, când simt că pentru tine e mai bine așa, nu mai stau la îndoială, ci plec cu părere de bine. ce i asta?" strigă deodată pintea ridicându-se iute în picioare. Ghiță tre de ca deștepta din somn și privind toate părțile ca să vadă cel speriase pe pintea. Era aproape de moara cu noroc. Nu-i mai despărțea decât un deal. Ploaia încetase. Norii se răriseră și razele soarelui furișat din dosul norilor atingeau de asfințit culmele dezvelite ale bihorului, dar de aici nu se vedeau decât de câteva palme în dosul dealului, acoperit cu pădure deasă ce se întindea la stânga drumului. Pe drum stătea o trăsură boierească fără de cai. Mână grăi pintea, aici nu e bine. Ghiță se ridică și el în picioare, apoi de tefrâu cailor. Gândurile bune îi pieriră ca și când le-ai fi luat cu mâna și mintea ei se opri pe câtva timp în loc. Sosind la trăsură, ei nu găsiră decât trupul unui copil mort de o lovitură pe care o primise, precum se vede cu patul puști în ceafă. El era aruncat la câțiva pași pe iarbă, cu hainele lipite de trup, cu ochii ieșiți pe jumătate din cap și cu fața plină de sânge închegat. În cealaltă parte a trăsurii mai era o mare baltă de sânge închegat și capra era de asemenea pe aici, pe colo, deși ploaia spălase sângele de pe ea. Urmele pe drum erau spălăcite, iar pe iarbă nici nu se vedeau deloc, fiindcă le spălase ploaia. Numai la vale se cunoștea urme de copite, dar și acestea se pierdeau la depărtare de vreo sută de pași. Pintea își dete seama de toate acestea, făcu un ocol împrejur, apoi se întoarse iar la ghiță care stătea împreună cu laie, încremeniți în drum, în vreme ce uța rămăsese cuprinsă de fiori în căruță. Ce a fost aici?" zise el, turburat. Îți vine să juc că slugile și-au omorât stăpânul și tot nu vine să cred." Ei, nu înțeleg, urmă apoi peste puțin. Au plecat la vale pe cât se vede de pe urmă, apoi au legat cârpe cu cârți la copitele cailor și s-au întors în pădure. Ghiță dete din numeri, nu cumva ești gata să juri că nici asta n-a făcut o lică, grăi pinta, în vreme ce vinele îi se umflară și ochii parcă erau să iasă din cap. Bine, ți-a ieșit din fire, zise ghiță, privind buiguit la el. Nu răspunse că pragul. Dar minune că nu-mi ies, pentru că aici e ceva la mijloc, urmă el a prins. Să nu pierdem vremea. Uța rămâne aici, iar noi plecăm toți trei ca să căutăm urma prin pădure. La locul mai șes, căci hoțul cu minte nu umblă pe coaste unde lunecă calul și lasă urme pe la bălți unde rămâne urma, pe lângă buturugi unde se adună putregaiul și pământul se prăfuiește sub copilta calului. Haideți! Ghiță, stăte va timp nehotărât. Eu nu mă duc, zise el apoi. Am plecat dimineață, așa zicând, fără de veste de acasă. Și cine știe ce s-a întâmplat de atunci pe la Cârciumă? Mă duc să văd cine au fost pe aici cu trăsura asta. Fără de mine nu pot să te duci, îi zise pintea Aspru. Vorbă și asta, grăi Cârciumarul cam nepăsător. Aș vrea eu să văd cine mă oprește să mă duc la nevastă și la copii. Ca om lăsat pe chesășie, adăugă el peste puțin. Eu te opresc. Am poruncă să-ți caut casa și nu te las să intri în ea decât deodată cu mine. Trebuie să înțelegi de ce. să se întoarce în călcâi, sări trăsură și apucă în mână frâiele, iar în cealaltă biciul. Dă-te în lături, zise apoi așezat, când văzut că pintea sare, să apuce căpăstrul unia din cai. Pintea nu se mișcă. Pinteo, o grăi zâmbind. Nu mă băga în păcate. Ce vrei tu? Văd un copil omorât într-un, abia câteva împușcături de la casa mea. Și tu crezi că mai am eu inimă în mine să-mi las copiii mei încă un ceas, măcar singur, în pustietatea asta. Dacă vrei, vino și tu acum. Iar dacă nu vrei, lasă-mă, că n-am vreme să mai aștept. Dă-te în lături, strigă apoi hotărât. Când văzu că pinta se încăpăținează, Dă-te în lături, strigă iar, ridicând biciul, că de nu le dau frâu cailor și trec cu căruța peste tine. O loază ca tine nu mă opriște pe mine în cale. Cum ai zis? Loază? grăi pintea, lăsând cam că amețit căpăstul din mână. Acum du-te dacă vrei. Ghiță, dă-te cu biciul între cai și plecă, părăsind pe laie în mijlocul drumului. Era în amucul serii când Ana a văzut căruța lui Ghiță în culmea dalului dinspre Ineu, venind la vale și venind, încât era să crezi care să se sfarăme în bucăți. Ana și opri răsuflarea și inima a început să-i se bată în piept. Deodată i-a sări și tot sângele îi nevăli în obraj. Ghiță era singur cu o femeie, fără îndoială slujnica pe care și-o poftise lică. Nevasta aș uită deodată toate nedumeririle, tot neastâmpărul cu care și-așteptase bărbatul, și nu mai simți în ea decât o singură pornire pătimașă, să meargă la femeia aceea și să-i tragă cu ghearele pielea de pe obraj. Era amețită, trimura din tot trupul și nu se putea mișca din loc, când ghiță se dete jos din căruță și se apropie de dânsa. Cei? zise el privind în fața ei albă cavarul. Ce să fie? Nimic, răspunse ea stăpânindu-și mânia. El o luă de mână și o duse în casă. Ce s-a întâmplat? îi se apoi, cine a trecut astăzi pe aici? Oameni, fel de fel, zise ea înnecată. Ano, grei bărbatul întuioșat, nu vorbi așa cu mine, acum, tocmai acum nu vorbi așa. Ai dreptate să fii mâhnită. M-am dus fără de veste, așa zicând, și nu ți-am spus spre cum ar fi trebuit cum stau lucrurile. Află acum castă noapte. L-au călcat pe arendașul, l-au bătut de moarte și au luat de la el bani, aur și argintărie, tot ce au putut găsi și ce au putut duce. Află că m-au luat și pe mine la bănuială, și când nu m-am întors acasă decât pe chezășie. Acum, întocându-mă de la Ineu, am găsit în drum o trăsură boierească și lângă ea un copil ucis și aruncat la marginea drumului. Cine a mai fost în trăsura aceea? Spunem ca să-l vestesc pe pintea. Ana stătea ca un stâl de piatră înaintea lui și asculta cu un cordată minte. însă cuvintele lui parcă îi sunau a sec în urechi și nu putea să străbată până la inima ei, turburată de alte gânduri. O femeie a fost, zise ea, o domnișoară, o văduvă tânără, mai știu eu cine. Vor fi dus-o cu dâns și că cera tânără și frumoasă, urmă ea cu patimă, plină la față și la trup. Iar voi, bărbații, nu vă gândiți decât la deal de astea.